Doamnelor și domnilor, bună seara! Ne revedem în această seară la o nouă ediție a emisiunii Audiența TV, ce se difuzează, așa cum v-am obișnuit, în fiecare zi de miercuri, cu începere de la ora 20:30 aici la Media TV. Întrucât în ultima perioadă au apărut în spațiu public tot felul de afirmații, ca să le spun așa, tot felul de comentarii, persoane care la un moment dat se bucurau de ceea ce citeau, altele s-au întristat. Am considerat de cuvință că pentru a lămuri toate aceste aspecte și pentru a ne răspunde direct și a vă răspunde direct, să o invităm pe doamna Luminița Vlădescu în această seară, în acest studio, pentru a dezbate pe larg toate subiectele ce țin de această chestiune, dar și de comunitatea locală. Doamna Luminița Vlădescu, bine ați revenit în studioul Media TV. Bună seara, bine v-am găsit, bună seara și telespectatorilor dumneavoastră. Doamna Luminița Vlădescu, mai puteți, mai rezistați? Eu m-am obișnuit în mandatul ăsta să rezist și chiar sunt atât de determinată să demonstrez că ceea ce am făcut și ceea ce am spus este absolut real, încât îmi voi duce această luptă până la capăt, nu ca să demonstrez oamenilor că am neapărat dreptate, ci ca să demonstrez oamenilor că ceea ce spun este real și este în folosul lor, pur și simplu în folosul oamenilor. Probabil că am deranjat foarte tare, foarte tare, și sunt convinsă de asta, că a existat un deranj foarte mare pentru tot ce am făcut și am anunțat și am spus în ședințele de Consiliu Local și nu numai, că probabil într-o discuție mai specială în Partidul Național Liberal s-au gândit să îmi facă această problemă pentru ei și pentru mine, bineînțeles, pentru că oamenii sunt deja derutați. Considerați că este o găselniță, de fapt? Este o găselniță, este, dacă vreți, un atac și o execuție, o execuție politică la miez de noapte, cum le place lor să spună. Păi prefectul nu este apolitic, face politică? Prefectul este prefect liberal, toată lumea știe, nu are sens să ne mințim. Să înțelegem că a executat un ordin, după cum s-a văzut, pentru că și din declarațiile sale din media, l-am urmărit, a afirmat că ordinul pe care l-a emis a fost în baza unei hotărâri judecătorești. În altei curs de casație și justiție? Asta este marea problemă. Nu o să vă spun prea multe din ordin, pentru că îmi rezerv dreptul de a mă apăra în instanță. Este decizia. Un ordin lovit de nulitate. Este făcut pe grabă, cu scopul de a mă îndepărta în momentele importante pentru ce va urma suntem în prag de alegeri locale. În alegerile locale și nu numai. Atenție că în primărie probabil vor veni câteva controle și ar fi trebuit să nu mai fiu acolo în perioada aceasta. Este un ordin, v-am spus, lovit de nulitate din punctul meu de vedere. Nu o să dau prea multe detalii din el, dar o să vă spun doar atât că sentința civilă pe care a folosit-o nu este cea definitivă, este o sentință din 2017. Dacă era definitivă acea sentință, probabil că atunci trebuia să fiu demisă. Dar acea sentință nu a fost definitivă, s-a mers mai departe în instanță. Vreau să comunic încă o dată oamenilor, deși am mai spus-o în anumite medii, toți viceprimarii am fost în stare de incompatibilitate datorită unei legi prost făcute, în sensul că noi aveam și calitate de consilieri locali și am participat în consilii de administrație la școli în calitatea de consilieri locali. Neretribuiți. Numai că la un moment dat Agenția Națională de Integritate, care deși la momentul în care eu am intrat în Consiliul de Administrație mi-a spus că este în regulă, pentru că am sunat și am cerut părerea și mi-au spus că este în regulă, după câțiva ani au considerat că toți viceprimarii suntem în incompatibilitate și nu numai viceprimarii, și primarii. Ulterior, numai anumiți viceprimari și primari au fost pedepsiți, probabil funcție de cum au considerat anumite medii politice,
Eu sunt convinsă că am fost executată pentru că reprezint un pericol pentru viitoarele alegeri, mai ales că la alegerile europarlamentare și alegerile prezidențiale am avut cel mai bun rezultat din județ. A fost o mare mirare și pentru Partidul Național Liberal, chiar un liberal a vrut să mă cunoască în mod special, că nu a înțeles cum la Megidia am reușit să obținem atât de bune rezultate. Și iată, prin muncă și determinare să obțin rezultatele. Da, și corectitudine. Că de fapt asta mă reprezintă, corectitudinea. Și lucrul spus așa cum este, în real, nu cu minciuni, nu cu îmbrăcarea unor chestiuni sub formă electorală, nu m-a interesat aspectul ăsta. Am mers pur și simplu pe corectitudine. Tot timpul în mintea mea este acest lucru, că sunt în slujba cetățeanului și am jurat pe Biblie că voi apăra interesul public și tot timpul am apărat interesul public. Pentru acest lucru, poate de multe ori am fost denigrată de primar, se știe foarte bine câte jigniri, câte umilințe, câte supărări, câte minciuni s-au spus la adresa mea, câte lucruri s-au întâmplat aproape la limita unului, adică chiar vă spun, și familia a fost disperată la un moment dat, când țineți minte că erați, sunteți vecini cu mine, într-o noapte, patru interlop, le spun eu, au strigat la geamul meu tot felul de invective. E mult spus interlop, huligani. Huligani. Tot felul de invective, am fost nevoită să mut copiii din dormitor în sufragerie să nu audă cum acești oameni o jignesc pe mama lor. Nu mă plâng pentru asta, am rezistat și rezist tocmai pentru că știu că apăr interesul public și că sunt un om corect. Și voi merge până la capăt și anunț pe toți cei care vor să cunoască viitorul meu în politică că voi candida pentru alegerile locale din mandatul următor în calitate de, pentru calitatea de primar și sunt convinsă că dacă voi reuși să le explic tuturor de fapt și fiecărui om în parte ca, cum stau lucrurile în mod real în primărie, mă vor înțelege și mă vor vota. O întrebare aș avea. Credeți că toată această execuție politică, să o numim, are la bază o temere, actualul primar se teme de un contracandidat puternic, cum sunteți dumneavoastră, cotat în acest moment? Eu, dacă vreți, consider că prin acest ordin am fost așa un fel de ofrandă pentru dânsul, din partea ofertă din partea colegilor săi. Cerere și ofertă. Da, pentru că probabil dânsul avea o cerere. Mă gândesc că voia să fie să candideze pentru președinția Consiliului Județean. Colegii, ca să nu îl aducă acolo, au spus: "Uite, ți oferim această oportunitate, o declarăm incompatibilă." S-au grăbit foarte tare și tu ai cale liberă și ești încă un mandat primar și după aceea vom vedea. Eu așa cred că s-au derulat lucrurile. Eu așa cred, e dreptul meu să cred așa. Pentru că la forma în care a fost emis ordinul și la... Și mă referiți la conținut. Și la conținutul lui și la forma lui. Este clar că și-au dorit să facă lucrul ăsta cu mare rapiditate și să aibă un impact mediatic și în mintea oamenilor foarte, foarte agresiv. Păi rezultatul s-a văzut, nu a fost un rezultat la care ei se așteptau să fie un rezultat bun, să spun așa, pozitiv, ci mai degrabă a fost unul care s-a întors ca un bumerang așa tot împotriva, da, pentru că pe dumneavoastră v-a întărit mai mult, v-a determinat mai mult. Exact. Și rezultatul se va vedea în perioada următoare, că asta voi demonstra în perioada următoare și vom vedea rezultatul în alegeri, că atunci e rezultatul final. Aș fi preferat să duceți o luptă cu adversarul dumneavoastră politic, o luptă în proiecte, în idei. De dezbateri, în idei, da. Încă nu văd un bărbat să se lupte cu o femeie. Încă nu, așa s-a dorit, asta este. Am înțeles că a existat o mare bucurie la momentul acela din partea și a contracandidatului meu, dar și a oamenilor din jurul său. Mulți oportuniști, mulți
chibiți, oamenii, ne mai spuneam. Chibiți, da, oameni care n-au avut niciun rost în viața lor, acum trag cu dinții ca să-și mențină poziția, pentru că altfel se întorc acolo unde nu au nimic și nu pot să demonstreze nimic. Eu îi anunț că... Sau poate au agonisit în ăștia 4 ani. Sau poate au agonisit, da. Chiar am fost uimită să văd un om de 80 de ani, tatăl directorului adjunct de la poliția locală, ca un descreierat umbla prin piețe să spună că Vlădeasca nu mai candidează la primărie. Doar scapă de mine. Ei, ar trebui să gândească la dânsii. Eu așa le sugerez, să mă lase pe mine în pace, că eu îmi văd de viața mea și nu am depins niciodată de viața politică. Eu mi-am creat cariera prin muncă, mă întorc dacă nimeni nu este de neînlocuit și îmi văd de calitatea mea de profesională pe care o am. Însă dânsii ar trebui să gândească că vor ajunge să dea socoteală pentru ceea ce au făcut cu banii publici în orașul ăsta de-a lungul timpului. Și chiar acum, chiar la ultima ședință am anunțat, în ședința de Consiliu, că la Poliția Locală bugetul nu este aprobat de Consiliul Local și nu există nici anexă și orice plată și orice cheltuială se face acolo este plată și cheltuială nelegală. Și din câte știu, tocmai fiul acestui bătrân pune controlul financiar preventiv și va răspunde. Pentru că știți, de multe ori angajații răspund. Primarul va spune următorul lucru. Eu am prins în buget suma sub formă de subvenție, așa cum prevede legea, dar ei n-au venit cu bugetul să-l aprobăm. Că așa, da, face dumnealui. Eu știu cum face dumnealui. Întotdeauna găsește, când se vede încolțit, găsește vina în altă parte. Eu sunt trecută prin asta și știu, da, foarte cunoaștem. Bine. Cred că toată lumea cunoaște. Nu știu dacă mai are atâta credibilitate, dar asta e. Se va demonstra în timp că toate lucrurile pe care le-am spus sunt adevărate și vom vedea. Eu am o întrebare. Ați amintit de acest domn în vârstă? Este tatăl directorului adjunct al Poliției Locale. Da. Este aceeași persoană care face afaceri de ani de zile cu primăria și cu direcția, da, de gestionare, deci are, domeniul public și privat? Apropo de incompatibilitate și conflict de interese, pe acolo incompatibilitate și conflict de interese. Pentru că nu ai voie să ai contracte cu primăria în condițiile în care fiul tău este director adjunct la Poliția Locală și în condițiile în care tu faci chiar cu fiul tău contracte și nu numai, dar în toată perioada asta, de când este el director la Poliția Locală. Probabil că eu stăteam și mă gândeam, de ce nu au vrut ei să vină cu buget în Consiliul Local? Ce aveau de ascuns? Că până la urmă e bine să vii cu buget ca să ți se voteze bugetul și să stai liniștit, să-ți realizezi proiectele, investițiile sau cheltuielile pe care vrei să le faci în mod corect și legal. De ce n-au vrut? Ce au avut de ascuns? E o întrebare pe care am pus-o și atunci, o pun și acum, dar să se înțeleagă că lucrurile astea niciodată nu vor rămâne nedescoperite, pentru că întotdeauna banii lasă urme. Sigur că da. Se știe lucrul ăsta. Eu vin din domeniul bancar, unde să știți că întotdeauna sunt controlate toate conturile. Dacă sunt tranzacții suspecte, sunt declarate. Deci sunt lucruri pe care oricine crede că le-a ascuns pe o perioadă foarte lungă, se înșală. Revenind tot la Poliția Locală, am o nelămurire, să o numesc așa. De ce salariile se acordă discreționar? Adică, eu întreb așa ca simplu cetățean, cei care sunt efectiv în stradă, care stau în frig, în ploaie, pe zăpadă, zi, noapte, primesc un salariu de 2000 și ceva de lei, dacă nu mă înșel, net, iar cei care stau la birou și nu fac mai nimic,
De fapt fac ceva, sunt un fel de polițiști ai Facebook-ului, ca să spun așa. Monitorizează like-urile, postările, de dimineață și până seara. Cei care dau like-uri nepotrivite sunt dați afară sau... Da, sunt certați. Sancționați drastic. Sau, mă rog, marginalizați, că se întâmplă. De ce așa? De ce tocmai cei care trag cel mai mult și care muncesc cel mai mult în stradă primesc un salariu sub jumătate față de cel pe care îl primesc cei care stau efectiv la birou și nu fac mare lucru acolo? Aș vrea să încep lucrul ăsta în felul următor. Întotdeauna bugetele care s-au realizat în mandatul ăsta au fost foarte mari și cu foarte mulți bani de la bugetul de stat. Vreau să vă spun că, de exemplu, la bugetul pe care l-am votat acum, din 185 de milioane buget, 150 au venit de la bugetul de stat. Banii ăștia, pe lângă faptul că au intrat pe dezvoltare 91 de milioane, proiectele alea pe care le știu toți oamenii și cu care domnul primar se laudă mereu, grădinițe, asfaltări... Acele proiecte care sunt blocate. Care sunt pe hârtie deocamdată și o să vorbesc despre ele, și cealaltă parte, 94 de milioane, pe funcționare. Practic, în funcționare ce înseamnă? Cheltuieli de natură salarială, aproape jumătate din 94 de milioane, și restul cheltuieli materiale, cheltuieli cu evenimente, distracții și așa mai departe. După cum se știe, lucrurile astea s-au văzut de-a lungul timpului, s-au cheltuit foarte mulți bani. Eu am atenționat de fiecare dată. Niciodată primăria nu a primit atât de mulți bani de la bugetul de stat cum a primit în mandatul ăsta și banii ăștia au mers, deci, pe cheltuieli diverse, dar pe consum, ca să spun așa. Da. Ca într-o familie, știți? Iei un salariu într-o lună și toți banii, în loc să-i îndrămuiești și să-i dai pe întreținere, pe servicii publice, în cazul nostru, pe lucruri... Pe hrană, tot felul de într-o familie, raportându-ne la familie. Dăm pe băutură, pe mâncare, pe distracție și când se termină banul, stăm și așteptăm să ne mai trimită, să ne vină salariul următor, până atunci copiii n-au ce mânca. Cam așa s-a întâmplat în primăria Megidia și e deranjul mare, pentru că de fiecare dată am spus, în proiectele de dezvoltare, și o să revin la salariați pentru că este un subiect mai amplu, în proiectele de dezvoltare au fost de două tipuri de proiecte, cu finanțare din fonduri europene, și unde din toate proiectele cu care ne lăudăm, doar 13% s-au realizat în toți acești 4 ani, și gândiți-vă că mai avem 2 luni, nu? 2-3 luni. Da. Deci sunt 13% realizări, iar pe cele de pe Planul Național de Dezvoltare Locală, grădinițe, asfaltări, 37%. Pe PNDL? Pe PNDL. De ce s-au realizat așa? De ce nu s-au realizat aceste proiecte? De ce nu s-au implementat până acum, deși ele au avut aprobare din 2017, finanțare semnată în 2018? Suntem în 2020 și avem numai 13% realizat sau 37%. De ce? Pentru că niciodată în primăria noastră nu a existat în mandatul ăsta o comunicare, o coordonare și un control a acestor activități, așa cum trebuie să facă un conducător normal și... Un management de calitate. Un management corect și bun pentru cetățeni. Tot timpul banul public s-a cheltuit după bunul plac al ordonatorului și angajările s-au făcut asemenea. Oameni care poate n-aveau studii, n-aveau pricepere, n-aveau calitățile necesare, au venit să lucreze în primărie, ca la așa, unde este o vacă de mulți și unde toată lumea ia salarii bune, să zic așa, dar și acolo angajările sau modul în care au fost apreciați angajații a fost discreționar. Au fost oameni care au muncit și au lucrat la proiecte și când au avut ceva în contradictoriu, au fost eliminați, sau au fost oameni care n-au făcut niciodată nimic,
Dar care vin la muncă, care uneori nici nu vin la muncă și care dacă vin și stau la masă cu domnul primar și îi aprobă toate aberațiile sale, sunt buni și ăia sunt oamenii de bază și de nădejde ai primarului. Eu v-am spus, situația, probabil că am deranjat atât de mult și am văzut că dânsul este foarte bun comentator pe Facebook, chiar și aseară comenta că i-am făcut plângeri. Nu, eu nu i-am făcut lui plângeri, am făcut plângeri penale, într-adevăr, pentru că am obligația să o fac. Deci eu, în momentul în care constat că sunt lucruri la limita legii sau care, poate, pe care eu constat că nu sunt în regulă, eu trebuie să anunț, pentru că așa îmi spune legea și pentru că eu nu sunt angajat, eu sunt ales local care apăr interesele publice, interesul oamenilor. Eu de aceea am fost ales să apăr interesul public. Eu nu am să uit niciodată lucrul ăsta și vreau să vă spun că niciodată oricare dintre oamenii care, cu care am intrat în conflict, dovadă că m-au lucrat atât de frumos, niciodată nu vor putea spune că am făcut ceva în beneficiul personal. Și să nu vină să-mi spună că am o indemnizație de nu știu câte milioane sau sute de milioane sau zeci de milioane, că indemnizațiile astea sunt date prin lege, iar toți angajații trebuie să aibă salarii stabilite de lege. Dânsul, la început, nu a calculat salariile așa cum a prevăzut ordonanța de guvern când au stabilit salariile și Curtea de Conturi l-a atenționat în acest sens. Nu știu ce a făcut, pentru că, așa cum v-am spus, nu există comunicare, nu există transparență, nu există... Eu mi-am văzut de treaba mea acolo cât am avut pe partea de servicii publice și partea de asistență socială, care nu este un domeniu ușor, că poate lumea nu știe că în asistență socială vin foarte mulți oameni cu nevoi sociale. Dacă tu nu ai instrumentele, dacă nu ai puterea, nu ești ordonator de credite, nu poți să, deci trebuie să te străduiești să-i ajuți. Eu am reușit să ajut foarte mulți oameni cu sprijinul Direcției Județene de Asistență Socială. Am fost și nu vreau să fac din asta o laudă, pentru că chiar nu se cade lucrul ăsta, dar poate zi de zi, erau 4, 5, 6 cazuri de oameni la limita suportabilității care aveau nevoie de ajutor. Poate, uitați, poate de Crăciun, noaptea de Crăciun, eu am fost nevoită să merg cu un caz de violență în familie la Constanța și poate alții nici n-au răspuns la telefon. Înțelegeți? Adică nu este corect să tu, conducător, să dai vina pe alții și să tot timpul să te legi de faptul că alții iau salarii nu știu cât și că nu fac nimic și că ce au făcut și că... Păi de ce n-au făcut? Dacă tu ești conducător, tu trebuie să-i dai o muncă astfel încât omul ăla să știe să facă. Să dai sarcini. Referitor la angajați, v-am spus, angajații sunt tratați discreționar. S-au angajat atât de mulți oameni sunt în primăria asta. 700, 670, 650. Ultima dată, să știți că nu i-am mai numărat, pentru că aproape, vreau să vă spun ceva, nici nu cunosc toți angajații. Pe cei din primărie ne întâlneam pe hol și nu știam că este angajat, pentru că nu ni-i prezenta nimeni. Ne trezeam că mai este un angajat, nu știam cu ce se ocupa acel angajat. De multe ori spuneam că nu este corect, frate, când vine un om în primărie să nu-l prezinți celorlalți colegi, poate noi credeam că este un cetățean. Iar angajații aceștia trebuie instruiți, pentru că ei vin să lucreze în folosul cetățeanului și trebuie să se comporte. Noi toți lucrăm slujbași la stat în folosul public, în folosul cetățeanului. Acești oameni, mulți dintre ei, și să știți că aveam o nemulțumire pe acest subiect, nu făceau nimic pentru că nici nu știau ce să facă, dacă nu le spunea nimeni ce să facă. Păi nu ne miră nici faptul că sunt cetățeni nemulțumiți care vin la ghișeu sau vin la birou și sunt tratați. Da, știți foarte bine că sunt situații în primărie, de multe ori eram certată de cetățeni pentru lucruri pe care
cu care se confruntau ei și pe bună dreptate, și eu, dacă încercam să iau atitudine, eram imediat avertizată că nu am de ce să mă amestec în domeniul respectiv, eu trebuie să mă ocup de asistență socială și atât. Da. Pe de altă parte, vreau să vă spun că a venit un control, pentru că umilințele astea au fost, eu n-am mai ieșit public, pentru că tot timpul dânsul se plângea că din cauza mea nu-și poate face proiectele. Da. Și ați văzut, i-am votat toate proiectele, toate proiectele de hotărâre de Consiliu, am tăcut, am vorbit în interior, în familie acolo, am spus și am avut de spus, tocmai să nu mai existe această nemulțumire că din cauza mea nu se întâmplă lucruri în orașul ăsta. Vreau să vă spun că de fiecare dată eram avertizată, nu te amesteci în treaba aia, că nu e treaba ta, tu trebuie să te ocupi doar de asta. Bun, a venit un control al corpului de control al ministerului, dânsul nu era la primărie, și a vrut să vorbească cu viceprimarul. Și normal, eu puteam să refuz oamenii, chiar le-am spus, domnule, uite, primarul nu este prezent, așteptați-l sau îl sunăm. Nu, dânsii au vrut neapărat să vorbească cu mine și să îi prezentăm documentația pe proiectele astea despre care vorbim. Cu grădinițele. Cu grădinițele. Da, cu, pe PNDL. Pe PNDL. Da. Toate proiectele pe PNDL. Toată situația, de la documentația tehnico-economică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, toată documentația de implementare, situații de lucrări, note de renunțare, dispoziții de șantier, pentru că probabil, și am înțeles că a venit în tot județul, nu vreau să spun că a venit numai la Megidia. Nu, a fost în tot județul. În tot județul. Mare deranj când a venit domnul primar de față cu acei oameni, m-a umilit în ultimul hal că nu trebuia să stau eu de vorbă cu ei, ci trebuia să-i duc la colegii care se ocupă din domeniu. Dacă ați fost solicitată de acei domni? Păi dacă oamenii ei au venit special, chiar m-au așteptat că la momentul acela am fost plecată la Agenția Județeană de Prestații Sociale pentru regulamentul Direcției de Asistență Socială și chiar când am ajuns și m-au anunțat de la poartă că mă așteaptă, am spus, păi de ce mă așteaptă pe mine? Că eu oricum nu am atribuții și o să deranjez din nou primarul și chiar nu mai voiam să se creeze discuții pe acest subiect, că nu avea sens tot timpul să stăm într-un deranj. Mi-am văzut de treabă atât cât mi s-a permis și cred că mi-am făcut foarte bine treaba. Revin la buget și la poliția locală. Da, acolo poliția locală nu este coordonată corect, am spus-o și eu de nenumărate ori. Acum mai nou, neavând și buget, nici nu știu cum, am înțeles că există foarte multe nemulțumiri și la modul în care sunt dotați polițiștii, la echipamente, la modul în care sunt repartizați în teren. Oamenii ceartă pe polițiștii locali, deși ei au atribuții clare stabilite de directorul adjunct în mod special, pentru că el este cel care coordonează activitatea? Coordonează într-un anume fel această activitate și el, de fapt, și își pune controlul financiar preventiv pe toate plățile și cheltuielile care se realizează în... Păi să iasă public, îi propunem să iasă public în fața cetățenilor, da, și să prezinte un raport de activitate și să-și asume... Nu, eu îi propun următorul lucru, acelui tata lui care tot era disperat prin oraș că voi, uite, gata, am scăpat de asta, să se gândească că va veni și timpul fiului său să demonstreze, pe lângă faptul că este în conflict de interese, că nu poți să faci contracte exact în poliția locală, să speli mașini la propria firmă și de multe ori le speli, nu le speli, nu știu, că și acolo sunt discuții că se spală doar pe hârtie. Avem documente, s-au spălat doar pe hârtie multe din ele. Așa, se tot schimbă geamuri, ferestre, nu știu, s-or schimba, nu s-or schimba, se repară mașini. Sunt, știu că și combustibilul se consumă cum se consumă, a evidenția și curtea de conturi lucrul ăsta și am impresia că dânsul chiar avea de plătit o sumă destul de consistentă pentru niște cheltuieli pe
o mașină pe care nu mai avea în funcțiune. Distrusă? Aceea, da, și dânsul făcea cheltuieli în continuare acolo. Adică acolo să fie grija lor, nu la mine, că eu am un port de grija mea. Dar dacă tot suntem la capitolul autoturisme, autoturismele noi care au fost achiziționate de curând, cum au fost achiziționate? Tot vorbim despre buget. De obicei, în bugetul, când vii să prezinți bugetul în Consiliul Local, trebuie să vii și cu o listă de dotări. Știți că consilier, da. An la rând aveam listă de dotări și dacă se cumpăra un Xerox, se aproba, da, în Consiliul Local. S-au cumpărat mașini la poliția locală și foarte bine că s-au cumpărat, pentru că v-am spus în noaptea de Crăciun, când m-am dus la Constanța cu un caz de violență în familie la mama și copilul, mi s-a oprit mașina de 3 ori în drum. Deci e foarte bine că s-a cumpărat, dar nu înțeleg de ce nu a trecut cu această investiție prin Consiliul Local. Cum de altfel nu înțeleg nici la Clubul Sportiv, unde a afirmat chiar directorul clubului că a făcut investiții în 2019, dar noi n-am avut niciun buget de dezvoltare aprobat, da, în Consiliul Local. Adică despre asta vorbim, ei să-și poartă de grija lor, pentru că au făcut plăți și cheltuieli nelegale. Acestea, chiar dacă acum nu li se pare că nu le văd oamenii care controlează, dar să știți că pentru fiecare vine o scadență. Și această cadență, știți bine că a fost și la, da, alții, din alte, la nivele mult mai înalte și totuși au ajuns unde au ajuns. Eu nu le doresc lucrul ăsta, dar nu înțeleg de ce, de-a lungul timpului, au ascuns. Adică de ce n-au venit în Consiliu? Să-și primească aprobările de rigoare și să-și facă cheltuielile care trebuie. În bugetul ăsta, de anul ăsta, și am văzut că am fost și ironizată, că eu nu știu. Eu lucrez în economist și am fost contabil șef în instituție publică câțiva ani buni. Am fost director de bancă aproape 20 de ani. Am fost contabil șef în bancă într-o perioadă în care contabilitatea se făcea manual și, da, unde făceai meserie. Îmi spune că nu știi, adică mă ironiza în timpul ședinței, că nu știu eu despre ce vorbesc. Da, se repartizau cheltuielile, s-au repartizat cheltuielile și veniturile în mare parte numai pe primele două trimestre. Eu pot să înțeleg că ai făcut-o în scop electoral, numai ca să cumperi influență pentru voturile pe care, da, vrei să le obții în Consiliul în alegerile locale. Toate lucrurile astea, să știți că ați văzut, am avut o perioadă când am ieșit public, că am ieșit în Consiliu acolo unde aveam, da, obligația să o fac. Am făcut scris către instituțiile de control. Am spus, dar pentru felul în care am fost jignită, umilită, batjocorită, am ținut cont și de familia mea, care și ea la rândul ei a suferit foarte mult din acest punct de vedere, și am zis, domne, uite, schimb modul de lucru, poate am eu o problemă și că poate din... Hai să facem așa. Am tăcut în Consiliul Local. Ce am avut de spus, i-am spus de fiecare dată așa cât am putut să spun, pentru că de multe ori am spus foarte greu, am comunicat. Pentru mine a fost o perioadă extraordinar de grea și știți bine că la începutul mandatului eu nu mi-am depus candidatura și ați fost prezent. Eram de față, când chiar am fost rugată, nu, da, că m-a pus dânsul viceprimar, m-a rugat insistent să fiu viceprimar. Și s-a promis că să fie bine. Și am spus, domne, eu nu vreau să lucrez cu dumneata, pentru că ne cunoaștem și ne cunoaștem de că suntem i-a și consătenie. Că nu aveți încredere. Și că nu am încredere în dumneavoastră, că știți bine de ce nu am încredere, nu mai dezvolt acum. Și a zis, nu, doamnă, să vedeți ce băiam am făcut eu. Și i-am spus, domnul primar, încrederea se câștigă în timp. Eu încerc să... Eu dau tot sufletul, pentru că mi-a plăcut să mă implic în activitatea asta a administrației publice. Dar vreau, când avem ceva de spus, să ne spunem în față. Vreau să vă spun că un an și jumătate am muncit pe brânz și știți lucrul ăla, că ăsta, că erați acolo. Ați ținut primăria pe linia, mă rog, de putere. La un moment dat, de câte ori... La serviciu? Nu mai comentez, că iar o să înceapă să spună, că nu vreau să intru în polemică de genul ăsta, că e deja prea mult pentru toată mine. Toată lumea știe toată că lumea, primăria în viață, un an jumătate. Deci, dar eu n-am făcut nimic niciodată. Eu doar am luat salariul degeaba. Bun.
I-am spus, dom'le, când ai ceva de spus sau când am ceva de spus, ne spunem. Așa am stabilit, pentru că știți că nu am încredere în dumneavoastră și aici nu este un, când gestionezi bani publici și când faci lucruri în interesul public, o faci pentru oameni, nu o faci pentru tine. Și să știți că eu n-am făcut nimic pentru mine personal. Să vină cineva să spună că am făcut ceva personal. Asta, clar, eu cu ce am venit în politică, cu lucrurile alea plec din politică. Adică nu am nimic în plus. Nu am, chiar mă întreba acum cineva. Aveți un hotel, o cramă? O cramă, un teren, că mai sunt și terenuri prin Megidia care așteaptă să fie în anumite gestiuni personale. Cunoașteți, da? Dar da, nu intrăm, că trebuie să și demonstrăm. Probabil că cei care vor demonstra, vor ști să facă. Vor ieși la suprafață toate, da, vă dați seama, mai devreme sau mai târziu. Și vreau să vă spun că pentru toate aceste lucruri a fost, deranjul meu a fost în momentul în care de fiecare dată, aduceți-vă aminte că primăria nu avea delegat serviciul de salubritate, da, nu avea delegat serviciul de transport în comun, n-a avut delegat serviciul de întreținere drumuri, întreținere spații verzi. Pentru toate acestea, dacă sunt și filmări, că am participat la dezbaterile publice, eu le-am prezentat, am participat la documentațiile care s-au făcut, pentru proiectele de asfaltare, de locuințe sociale, de anvelopare blocuri. Pentru proiectul de anvelopare blocuri am muncit 2 ani din bloc în bloc, am mers să prezint blocuri, proiectul. Și întâlniri cu asociațiile, prezentare de proiecte, pe urmă prezentare cu cofinanțarea din partea primăriei. Inclusiv adică mare toate parte din delegații, tot dumneavoastră le întâmpinați, da, în care da, numai, deci toate lucrurile astea. Și în momentul în care eu, muncind cu seriozitate și cu dăruire și cu colegialitate în relația cu dumnealui, am auzit prin telefon, un prieten de-a lui de la masă, cu care stătea la masă, mă sună și aud în direct ce vorbea despre mine, vă spun că am fost șocată, nu mai sunt. Am fost așa, zic, păi omul ăsta chiar, și am și spus, eu tot ceea ce vă spun dumneavoastră, am avut dialog cu dumnealui și am spus, eu niciodată nu mai vreau să am de-a face cu dumnealui și să lucrez vreodată în orice domeniu sau nu știu, nici nu vreau să mai știu de el, pentru că nu este un om cu care se poate lucra, pe care te poți baza, cu care să poți discuta și în momentul în care ai o discuție să știi că te bazezi pe lucrurile alea. El imediat când vede că treaba nu funcționează bine, găsește un vinovat de serviciu și bineînțeles eu am fost vinovatul de serviciu pentru tot ce s-a întâmplat rău în primăria Megidia în mandatul său. Lucrurile vorbesc. Au fost finanțări, cum n-a fost niciodată în primăria Megidia, foarte mari finanțări. Dar ce guvern a primit cei mai mulți bani? Păi, guvernul ăsta PSD mult hulit și mult lovit. Că mulți s-au întrebat, băi, primarul este în conflict cu președintele organizației PSD și totuși primăria a primit cei mai mulți bani de la guvernul PSD. Și uitați-vă, guvernul nu pot să spun că n-a dat și la celelalte comunități. Uitați-vă, comunele limitrofe. Sunt asfaltate toate comunele, da, din împrejurim. Deci, numai la noi, implementarea a stagnat, pentru că aduceți-vă în minte la asfaltare, când s-a finanțat cu o valoare și la licitație s-a câștigat cu 60% din valoare. Da. Probabil că acel constructor a avut niște promisiuni, mă gândesc, că mai mult ca sigur s-au mai făcut suplimentări de lucrări, mă rog, că știți cum se întâmplă, da, lucrurile astea, nu intru acum în amănunt să obosesc oamenii, dar dovadă este că în 4 ani nu s-a putut asfalta așa cum de obicei în alte localități și nu vorbim numai de comune, vorbim de orașe. Sunt proiecte... Mă spuneați că vă întreb, dacă tot suntem la asfaltare, ca să nu sărim peste subiect, proiectul de asfaltare acesta care se implementează în prezent la Megidia, el trebuia finalizat practic de anul trecut, din septembrie, da, era termenul final. Nu înțeleg cum s-a prelungit, pentru că, așa cum spune și în contract, conform contract, nu se mai putea prelungi termenul. Da, deci aici probabil cei care au venit de la Corpul de Control al Guvernului vor verifica și vor stabili aceste lucruri, pentru că, să știți, niciodată lucrurile astea nu rămân neverificate și
chiar dacă mai târziu. Da. Pentru ele vom răspunde, va răspunde comunitatea din păcate, pentru că banii ăștia sunt pierduți și lucrurile nefăcute și vom răspunde cu toții într-un fel, pentru că banii ăștia nu-i mai putem obține poate la același nivel în perioada următoare. Proiectul este realizat, cred că 70%. Conform bugetului, noi n-am avut anul trecut nicio execuție bugetară, încă ceva. Legea prevede ca din 3-3 luni primarul cu aparatul său să vină în Consiliul Local cu execuții bugetare. N-am avut nicio execuție prezentată în Consiliu, deși legea spune că trebuie. El, dacă știe că are doar sancțiuni, se mulțumește că are sancțiuni și cu ocazia asta își poate rezolva problemele cum știe dumnealui. Dar v-am spus, sunt proiecte care la asfaltare, cel puțin din ceea ce văd în buget, că eu nu vorbesc decât pe ceea ce scrie în buget, 74% era la momentul în care ne-a fost prezentat bugetul. Probabil că acum au mai lucrat ceva, nu știu, am văzut că s-au mai ridicat capacele la căminele de canalizare de pe... Oricum, lucrările sunt executate execrabil. Da. Foarte prost executate. Și asta, și încă ceva, îmi pare atât de rău, pentru că probabil că dacă exista o comunicare și o coordonare, o colaborare, un lucru în echipă, probabil că lucrurile ar fi stat cu siguranță altfel. Ați văzut când un coleg a venit și a spus că nu e în regulă ce se întâmplă la asfaltare sau eu știu din alte, la alte proiecte, a fost dat afară. Da. Și să știți că nu este singurul. Sunt colegi care acum când au fost date calificativele, au primit calificativul foarte mic, deși au muncit la proiecte, cu scopul, pentru că legea îi permite primarului, dacă ai calificativul foarte mic, să te dea afară. Deci a făcut un abuz și aici. Pe de altă parte, unor colegi le-a spus pe perioada până la campanie să se suspende din funcție, pentru că să nu cumva să iasă public cu lucruri pe care le cunosc acei colegi, pentru că chiar cunosc lucruri. Incredibil. Deci sunt abuzuri foarte mari. Probabil că și acesta de a mă demite pe mine a fost tot un abuz, o dorință ca să scape din Consiliu de un om care avea totuși o experiență, chiar și dacă dânsul ironiza, chiar dacă nu le punea în ședința de Consiliu, le puneam în ședința pe comisie sau le consemnam în caietul de procese verbale și toate lucrurile le-am consemnat și rămân scrise și probabil la control, dacă sunt verificate, se vor vedea că tot ceea ce am spus eu este real și dacă se va încerca să se ascundă. Am avut grijă ca în toate ședințele de Consiliu să spun lucruri astfel încât să fie consemnate, ca să nu poată eventual directorul economic să mai ascundă, că se mai întâmplau lucruri, să mai schimbe niște hârtii, să dea la control alte hârtii și să se evite. Nu, acum nu se va întâmpla lucrul ăsta, pentru că nu le voi lăsa. Pentru că vreau să demonstrez că ceea ce am spus în ședințe și am scris este real și că n-am făcut-o cu scopul de a ieși în evidență într-un fel sau altul, ci pur și simplu am făcut-o cu toată convingerea că este obligația mea să o fac. Tot la buget, s-a aprobat bugetul. Eu nu am văzut așa o defalcare, este un buget neclar pentru mine, pentru că și eu mă pricep destul de bine la bugete, la cifre, însă lucrurile nu sunt clare. Da. Nu știm. De ce se ascund lucruri? Uitați, de ce să se ascundă? Probabil că acum în perioada aceasta se fac tot felul de evenimente cu scopul de a obține voturi. 10 miliarde de lei vechi plus TVA pe mese, pe petreceri. Mă rog, da, ați văzut. 3 milioane de lei, 30 de miliarde de lei vechi s-au dus către pulte. Da, aproape 4 ani n-au primit oamenii niciun bănuț. Da. Probabil că nici acum nu vor primi. Vor primi doar promisiuni. Da, sau doar pe s-au alocat 7 milioane la cultură, 7.430.000, cultură, recreere, nu știu ce. Ce înseamnă
cheltuieli, ce vrem să facem acolo, dânsul știe, pentru că nu... Deci noi nu aveam o comunicare cu aparatul. Deci consilierii locali au doar rol decorativ, dacă vreți, din punctul meu de vedere. Dacă nu votau, îi jignea că din cauza noastră nu se realizau proiectele, deși toate proiectele astea au fost votate, de multe ori se venea cu documentația tehnică de 3 ori în ședințe de consiliu succesive. Da. Și veneam la ședință. Adică veneau oamenii care au și ei servicii, veneau și dimineața și seara și când se dorea, numai să se voteze aceste proiecte. Toate proiectele dumnealui propuse, hotărârile de consiliu, au fost votate cu mici amendamente, cea cu impozitele și taxele, pentru care ați văzut că a mărit impozitele și taxele și a făcut-o ca dorit dânsul, da. Nu pentru că n-au votat consilierii, pentru că trebuia să țină cont, mai ales că mi-a dat dispoziție, că i-am dat scris cum să aplice impozitele și taxele și mi-am asumat, dar nu a vrut. Nu s-a așteptat că că a avut un scop. Am avut hotărâre de consiliu care a fost câștigată în instanță. N-a vrut să o aplice. Mi-a dat dispoziție să aplice impozitele și, să aplic eu impozitele și taxele, dar cum să o fac? Nu m-a înscris, să nu am o colaborare cu aparatul din impozite și taxe, doar să dau scris. Am dat scris. Am văzut și eu acel document. Așa, l-am dat scris. De ce nu l-a aplicat? Pentru că și-a dorit ca aceste impozite și taxe să crească, spunând că va face nu știu ce minuni. Păi nu s-a întâmplat nimic. Da. Banii s-au dus probabil tot pe funcționare. Nu, au fost, probabil când vom avea acces la o execuție bugetară și asta se va întâmpla în mai și să nu își facă griji că nu voi avea acces la execuția bugetară din luna mai, voi avea acces și voi ieși și voi spune cu adevărat cum au stat lucrurile. Nu vreau să obosesc acum, probabil că ne vom mai întâlni ca să luăm, sigur că să spunem pe fiecare lucru în parte. Va fi un deranj maxim, pentru că știu cât de tare se deranjează dânsul când îi spui lucruri în față sau în public, că se întâmplă, imediat vine cu jigniri, cu acuzații, ați văzut ce mi-a făcut cu Apollo, că la Apollo am făcut nu știu ce găuri. Da. Apollo, acest Apollo a fost creat tot de PNL, da. La înființarea acestui Apollo vreau să spun că eu am votat împotrivă, pentru că modul în care a fost înființat a fost de la bun început cu scopul de a ascunde și de a aduce acolo niște lucruri, direcționa niște sume care erau probabil, le stăteau în evidențe și voiau să scape de ele. Noi, cei care am fost și am monitorizat și au coordonat acolo, am reușit să aducem acest Apollo pe profit în 2014, dovadă că am intrat în Consiliul Local cu repartizarea profitului, numai că tot ei au vrut, de fapt ei, pentru faptul că nu s-a obținut nicio finanțare, nu exista PNDL-ul, că era alt guvern. Da. Trebuia să facem asfaltare. Toată lumea trebuia să reușim să facem asfaltare și am făcut asfaltare prin credit furnizor. O asfaltare avantajoasă, să știți, pentru că asfaltatorul a asfaltat 15 străzi și 9 ansambluri de alei în 6 luni. Și am plătit și ne-a lăsat un an de grație și am plătit în 4 ani la cea mai mică dobândă. Asta a fost situația. Dezvoltare se face și prin credite. Dânsul spune că nu. Pentru că nu existau finanțări de la bugetul de stat sau pe fonduri europene, au fost doar PID-ul, acela care știți, da. Și atât. Dacă gradul de îndatorare al primăriei nu ar fi fost la maxim, credeți că primarul în funcție nu ar fi apelat la credite? Ba da, știu că la un moment dat și-a dorit să ia credite, însă a avut avantajul de a primi 90 de miliarde de la guvern, acele 90 de miliarde de la guvernul dumneavoastră. De la guvernul PSD, da, și i-a acoperit anumite cheltuieli care le făcuse și care nu putea să le plătească. Probabil când vom avea acces la o situație financiară a primăriei, veți vedea că discutatele rate pe care le plătește dumnealui de nu știu când sunt altele decât suma pe care o spune și mai mult decât atât, eu
din execuția anului 2018 am văzut că datoriile la furnizori erau mai mari decât în 2017. Adică tot timpul au fost în creștere. Nu se știe cum vor fi acum sau cum le va lăsa dânsul când se va termina mandatul. Că din ce știu la peșteră a lăsat destul de multe datorii neplătite sau neregistrate. Am cerut și noi cheltuieli, situație pe legea 544. Lucrări efectuate și neregistrate, da. Din câte știu eu. Și lucrurile se pot spune dacă oamenii de acolo ar vrea să spună, dar am înțeles, s-a creat așa o teroare, că dânsul ați văzut cum iese și te face din om neom și oamenii s-au speriat, au zis, dom'le, decât să mă mai bălăcăresc cu el și să mă facă în toate felurile, da, instituția mai bine... UAT Peștera l-a acționat în instanță. Da, cum de altfel și... Apollo a acționat primăria în instanță pentru acel credit furnizor care a fost realizat, dar pentru care nu s-a primit factura. Deci o investiție când o termin, tu o înregistrezi în mijloace fixe și îți mărești valoarea mijloacelor fixe. Ei n-au făcut lucrul ăsta. Mai ales oamenii, că primăria era proprietarul drumurilor. Mai ales, da. Dânsul are obiceiul să spună, Apollo este societatea Consiliului Local. Așa va spune și cu clubul, să știți. Când clubul când va veni acel control serios la club, va spune clubul a fost al Consiliului Local, dar el este ordonator, adică un conducător, un lider. Dom'le, eu nu vin doar să cheltui banii, să dau banii așa și să nu știu ce se întâmplă cu ei. Tu nu te interesezi ce se întâmplă cu banul pe care îl plătesc eu? Dacă eu am fost așa o hoț, o mancă, tu de ce nu te-ai interesat? Și tu și celălalt primar vorbesc. Amândoi. Da. Că despre întreg PNL-ul, că acest oraș a fost condus de PNL, că banii și cuțitul și pâinea au stat în mâna lor. Așa este, pe mine mă amuză. Noi am fost doar cu munca și cu chinul. Atunci când spune, când afirmă public că plătește datorii sau că a plătit datorii ale fostei administrații. E amuzant, sincer. E amuzant, pentru că fosta administrație face parte din... Dar nu este deloc amuzant faptul că acei patru consilieri ai PNL au inițiat acel proiect de hotărâre privind transparentizarea cheltuirii banului public, exact. Care a fost și aprobat. Da. De ce nu s-a pus în aplicare această hotărâre? De ce ei tac acum sunt cu capul sub masă? Pentru de ce? Pentru că e ordin de la partid. Pentru că asta este situația, din păcate, dar să știți că nu a existat niciun fel de transparență, nu numai pentru opinia publică, nici pentru ei, nici pentru noi. Deci, dacă mă întrebați pe mine acum date din execuțiile bugetare, n-am ce să spun decât să intru pe site tu Ministerul de Finanțe și să văd acolo. Dar și acolo este ceea ce înregistrează ei, pentru că de multe ori, din câte știu eu, nu se înregistrează tot. Înțelegeți? Da. Acolo se înregistrează și știți bine că se practică, că doar v-ați lovit și dumneavoastră de situația asta. Tocmai de aceea vă și apropi, pentru că știu care este procedura. Știți care este procedura. Lucrurile astea vor ieși la iveală. Pentru că nu le voi lăsa să nu iasă la iveală. Eu nu le voi lăsa să iasă la iveală cum nu le-am lăsat și de aceea se plânge. De ce te plângi atâta dacă tu te știi corect, cinstit și bine? Nu te plânge. Pentru că ți s-a făcut o plângere, foarte bine, vine, te verifică și spune că nu ești vinovat. Trebuie, este obligatoriu să le scoateți la iveală. Deci nu, este pentru obligă legea, altfel veți fi acuzată de tăinuire, pentru că ați știut exact. Și nu ați spus. Vreți să vă spun apropo de salubrizare, unde dânsul se plângea că nu i-am votat cheltuiala pentru avocat. Salubrizare, știți? Vorbim de procesul, cu GBI. Da, dar societatea aceea GBI a lucrat pe toate comunele, pe mai multe OAT-uri, inclusiv Peștera. Că de multe ori mă întrebam de ce dânsul a spus că a scos 250 de milioane din buzunar să plătească avocatul, că oricum procesul a fost pierdut. Da, dar știți că din informațiile noastre, mai avem și noi cunoștințe, prieteni,
deși a afirmat public a plătit din bani personal cei 25.000 de lei, nu i-a plătit din bani. I-a luat din caseria. Am auzit lucrul ăsta. Primăriei. Și să știți că chiar dacă nu ei cred că se pot ascunde lucrurile astea la o adică, chiar cu martorii care au participat la aceste discuții, se pot stabili dacă s-au luat sau nu. Pentru că banii lasă urme. Da. Indiferent că se întâmplă acum... aceasta este o vorbă evreiască. Este o vorbă... Banii lasă urme și mai e o vorbă. Dacă vrei să prinzi pe cineva, iei urma banilor. Iai urma banilor. Eu vă spun că noi am fost, cât am lucrat la bancă, am fost instruiți în acest domeniu și aveam obligație profesională ca să monitorizăm tranzacțiile suspecte, să știți că sunt foarte ușor de verificat. Da, pentru oameni care sunt pregătiți pe acest domeniu. Adică, aduceți-vă aminte la clubul sportiv, când 2 ani de zile ei nu au avut bugetul aprobat și organigrama prin Consiliu, că ei 2 ani de zile aproape, nu știu, un an și ceva, nu și-au făcut evidențele contabile, pentru că extrasele de cont de la bancă au fost ridicate după 2 ani și ceva. Da. Gândiți-vă că noi am avut acces la acele extrase și am văzut cam cum se ridicau acei bani și ce se întâmpla și dacă se ia urma acelor bani și să nu creadă că dacă și-au făcut cumva facturi ulterioare și le-au anexat, se fac controle încrucișate. S-a stupit o greșeală cu o altă greșeală. Nu, sunt controle încrucișate și vă spun că aceste lucruri care deja sunt în verificare la DNA, atunci vor ieși la iveală și va fi mult mai grav. Chiar știam că am auzit că vă dați seama, trăiesc în orașul ăsta, oamenii mă sună și îmi spun tot felul de lucruri. Am auzit că există o bucurie și din zona aceea că vai, am scăpat de Vlădeasca, da. Dar nu, bucuria nu trebuie să fie, că eu dacă ies din politică, să zicem, eu am o carieră profesională unde voi desfășura activitatea în continuare, dar ei nu știu cum vor ieși din treaba asta. Vă dau un mic exemplu. Am făcut o mică anchetă. Știți că a fost o perioadă în care s-a discutat pe rețele de socializare, pe la interviuri, pe stradă, prin piețe, s-a discutat despre acel teren de tenis din curtea spitalului. Da. Știți cum s-a făcut acea achiziție? Vă spun imediat. E simplu de verificat. Clubul sportiv face o achiziție de la o societate din Bragadiru în 2018, în luna decembrie. Face o achiziție în care pe SICAP nu era trecut de falcat ce conține acea achiziție. Câți metri pătrați de gazon, stilul sintetic, caracteristic lor. Da, ce fir, ce înălțime are firul, împrejmuirea să din ce este făcută, din plasă, din fier, câți metri liniar. Nu, acolo scria clar, teren cu împrejmuire. Generic, teren cu împrejmuire, dar nu spunea nimic, din ce este compus, câți metri pătrați, absolut nimic. Văzând acest lucru, clar că mi-a dat de bănuit și am aprofundat un pic căutările. Ce credeți că s-a întâmplat? Dacă vă aduceți bine aminte, acel teren nu mai apărea. A apărut la multe luni, la vreo 8 luni după ce s-a făcut achiziția și după ce s-a făcut și plata. În luna decembrie s-a făcut, exact, s-a făcut achiziția și tot în luna decembrie 2018 s-a făcut și plata. Aproximativ 72.000 de lei plus, cu tot cu TVA. 60 și ceva de mii plus TVA. Bun. Achiziția a fost făcută de la o societate fără niciun angajat. O societate care nu avea obiect de activitate, furnizare de echipamente sportive, terenuri de sport, gazon sintetic, avea o activitate prin agricultură, îngrășăminte, cu totul altceva. Da, un fost domeniu de activitate al actualului director al clubului sportiv. Probabil că era vreo legătură, vreo cunoștință și eu fi zis să-l ajute puțin, că avea probabil de plătit, că dacă stați să urmăriți o să vedeți că are și pe la executori poprire pe salariu, vreo 2 executori. Știu că, dar nu vorbim despre asta. Dacă vorbim și despre termie, pot să spun mai multe, dar nu contează asta. Revin la achiziție. Lucrurile astea. Da, revin la achiziție. Deci clubul sportiv Megidia plătește în 2018, în luna decembrie, acest teren cu împrejmuire, fără să spună din ce este compus, apare la 8 luni distanță, după ce noi am făcut, unde este terenul, scoateți terenul, vă înțelegeți? Și ce credeți că am constatat? În 2019, când a apărut acel teren, știți, povestea cu copiii, cu gălețile, am intrat din nou pe SICAP. Nu, am intrat pe site-ul Ministerului de Finanțe să văd ce cifră de afaceri a raportat această societate pentru 2018.
Știți care a fost cifra de afacere a societății furnizoare, care a furnizat clubului sportiv acel teren? 16.000 de lei pentru tot anul. Deci, asta ce presupune? Că această achiziție de 72.000 de lei cu tot cu TVA nu a fost înregistrată. Apropo de controlul în Crucișat. Exact, care nu a fost înregistrată. Deci acolo s-a făcut o plată către, nu spunem, către o societate, nu spunem ce. O plată, ce, da, o tranzacție plată, suspectă, plată, să o spunem. Tranzacție. S-a făcut o plată, a venit un gazon sintetic, dar fără împrejmuire, pentru că împrejmuirea s-a făcut ulterior cu societăți din Megidia, dacă știți subiectul. Da. Deci este o dublă finanțare. Știu, știu că știți, pentru societățile alea, eu de fapt am intrat într-un conflict și din cauza acestui fapt, pentru că nu am dorit niciodată să fiu paravan la hoțiile anumitor persoane. Înțelegeți? Deci societatea aceea este pasibilă de evaziune fiscală. Da. Dar de fapt ce ne mai miră? Că se face evaziune fiscală sub ochii primarului și cu atenta supraveghere există, da, deci, știți unde, nu la sala sporturilor mai exact. Da. Se vând produse, se vinde bere, se vând băuturi alcoolice. Dar nu contează. Acolo nu există casă de marcat, deci, nu știți, există bon fiscal, nu există nimic. În primărie, vreau să vă spun că înainte să plec o săptămână, un cetățean a venit să ia un certificat fiscal și era plimbat, mă rog, ca cum își făcea documentația, nu știa, un om simplu care... Și totul m-a văzut pe mine și îmi spune: doamnă, ce se întâmplă, doamnă, în primăria asta? Parcă sunteți niște câini dezlegați. Exact așa, am stat și m-am gândit. A fost cea mai bună caracterizare, pentru că nimeni nu știe de nimeni. Nu ai o comunicare între colegi, nu cunoști ce face celălalt coleg, nu-l cunoști dacă este, nu te salută sau nu saluți că nu știi că ți este. Sau dau seama că nici cei mai vechi colegi nu sunt foarte educați așa să respecte, nu, să salute. Nu, colegii cei vechi, să știți că sunt singurii care, mulți dintre colegii vechi care duc greu în primăria asta, să știți. Dar sunt speriați. Sunt foarte, adevărat, păi nu? Da, dar gândiți-vă dacă ei au văzut ce mi se întâmplă mie, care sunt ales local, care am în spate o echipă care mă susține, care totuși sunt venită cu gândul că nu stau tot timpul, deci ești pe o perioadă, nu azi, pe ești, mandat, mâine nu mai ești, sigur. Dovadă. Funcție efemeră. Este o funcție, da, pe o perioadă. Și vede ce se întâmplă cu mine. Păi vă închipuiți că ei care sunt salariați și care vor să trăiască din salariul ăla, care au o familie acasă, sunt speriați, eu îi înțeleg, eu să știți că i-am înțeles de multe ori și când treceau pe lângă mine și nu mă salutau, pentru că dacă tu chemi un om la tine că de ce a dat like unui adversar, da, al tău, este... atunci de ce săracul, ce deci să mai dea? Așa ceva n-am auzit în viața mea, vă rog frumos să mă crezi, să bag în comisia de disciplină pe cineva că a dat like pe pagina personală altcuiva. Deci este incredibil. Vă spun, situația este atât de... S-a instituit așa o poliție a Facebook-ului, deci este incredibil. Eu când văd că există atâta laudă și atâta minciună, că este minciună și vă spun, eu, chiar dacă nu plătești pentru că poți să eludezi sau poți să te... să ocolești anumite chestii legislative, dar în fața lui Dumnezeu plătești. Fiecare plătim. Probabil că și eu plătesc, probabil pentru anumite greșeli. Fiecare plătim. Nimeni nu este perfect. Dar plătești. Să minți un oraș întreg, să spui unui oraș întreg lucruri neadevărate, eu cred că la un moment dat trebuie să le plătești. Nu se poate așa ceva. Da, să nu se poate. Eu sunt de multe... Cred în ceea ce spune. Eu am văzut lucrul ăsta și v-am spus de multe ori, am și spus, probabil că oamenii niciodată nu mă vor crede pe mine, pentru că eu nu pot să mint. Eu nu pot să spun un lucru și nu pot să... sau nici nu pot să jignesc să spun despre un om ceva dacă nu este adevărat. Adică nu pot, mă opresc, mă blochez, că stai și te gândești, păi, cum să spui un lucru despre un om dacă nu e adevărat? Dacă tot suntem la capitolul amuzament, mă mai amuză ceva. Mă mai amuză faptul că afirmă destul de des în spațiul public că nu a creat niciun litigiu juridic.
Deci așa da. Ceva este, vă spun nu. Și de ce. Eu am foarte mulți prieteni, chiar unii dintre ei. Sau că n-am făcut nicio plângere. Pentru a... Dar eu știu, numai da. Eu știu cât, că oamenii mă sună și îmi spun, da. Mai ales când sunt criticată pe Facebook de dânsul și jignită, imediat îmi spun oamenii că îmi dau relații. Colaboratori de-ai mei, da? Prieteni, da. Vei colaboratori. Nu e niciun secret, nu o să dau denumirea firmei, dar sunt cei, sunt proiectanții care au făcut studiile de fezabilitate de la aceste grădinițe. Dar au fost mințiți că își vor primi banii. Da, știu. Știți cum și-au luat banii? După certuri, scandaluri și de-abia prin instanță și-au luat. Și știu, firma publică nu a creat niciun litigi și sunt multe probleme. Știu. Dar de ce nu ne spune de lucrările care sunt comandate și nu sunt plătite? De ce nu ne spune de lucrările care s-au executat în ultimii 3, în ultimii 2 ani, anul trecut, anul acesta și nu există documente? Sunt societăți care au intrat în faliment, sunt societăți care se chinuie de la an la an să-și recupereze banii, acea gaură se adâncește și mai mult, miliarde da, știu, și miliarde, cunosc. Și nu-și primesc banii. Ce este... Grav este faptul că dânsul nu știe că noi cunoaștem și dacă noi cunoaștem, cunosc și alții. Că să știți, eu am constatat din experiența pe care am avut-o că nu suntem ca sat fără câini. Cineva undeva ne monitorizează toate lucrurile astea și la un moment dat vor ieși la suprafață. Cu plângeri sau fără plângeri, tot vor ieși. Pentru că nu poți să mergi la nesfârșit într-o greșeală care... provine din cheltuirea banului public. Nu e banul dar tău de acasă. Nu te joci cu banul nu public, te joci. Nu te joci. Nu te și apoi joci. Dacă vrei să-ți faci imagine, fă-ți pe banii tăi. Exact. Bagă mâna în buzunar și fă-ți pe banii se tăi. Se întâmplă să greșești. Dar nu pe banii oamenilor. Se întâmplă lucruri, de multe ori se întâmplă să faci anumite lucruri. Se întâmplă. Să greșești, că vă dați seama, semnezi poate de multe ori. De acord, dar greșești este omenește. Dar haide să nu facem o obișnuință din asta. Dar încearcă să faci lucrurile, să le rezolvi sau să cauți soluții astfel încât să nu vină cineva să spună, domne, mai prejudiciat. La un moment dat, legat de, chiar cu dânsul am avut o discuție, că nu există prejudiciu. Păi cum dacă tu ai un buget, ai cheltuiești... Și vă spun, vă dau exemplu clubul sportiv. Vai, faptul că ai făcut cheltuieli și plăți nelegale, îl ai prejudiciu. Indiferent ce spune dânsul, că pe mine de multe ori, vă spun, m-a făcut să tac tocmai pentru că vedeam că n-ai cum să convingi un om care o ține pe-a lui. Deci o ține pe-a lui că el este perfect și toată lumea jurul lui este... Este o falsă impresie. Da. Legat de clubul sportiv, el inițial a fost gândit... Da, știți foarte bine că a pornit da. La realizarea acestui club sportiv și știți... Încă din 2016 mă întâlneam cu toți iubitorii de sport și tot discutam să înființăm da. Și dânsul nu participa la știu întâlniri. Asta. Am mesaje și acum. Știu că și eu eram chemat de profesor de sport. Și la un moment dat mi s-a spus că mi s-a sugerat de fapt că nu și-ar dori să înființăm club sportiv pentru că este o cheltuială prea mare, se pune presiune mare pe buget, în fine. Cert este că noi am gândit, când spun noi, au fost mai multe persoane cu care ne-am tot sfătuit, am gândit ca acest club sportiv să fie pepiniera Megidiei. L-am gândit în așa fel încât să copiii Megidiei să beneficieze de acest club sportiv și să-i creștem, da. Să-i luăm de mii, să-i creștem, nu să țintim direct performanță la vârf, da. Să aducem mercenari, cum ne spunem noi, din alte localități ale țării, să-i ținem pe chirii foarte da, mari la Constanța și pe salarii foarte, foarte mari. Da. Și atunci pentru ce? Când noi am gândit-o strict doar pentru copiii Megidiei și atunci nu se punea o presiune prea tot mare pe buget. Tot hotelul, tot complexul sportiv este folosit în acest scop, adică pe lângă cheltuiala de 5 milioane sau 7 milioane cât a fost anul trecut, 70 de milioane lei vechi. 70 sau de miliarde. 70 de miliarde lei vechi sau 50 de miliarde anul ăsta cât au fost alocat. Păi gândiți-vă că toate cheltuielile care se fac acolo pe complexul sportiv, pe hotel, sunt tot cheltuieli în favoarea acestui lucru. Noi nu spunem să nu se facă, deci pentru sport întotdeauna am militat, am ființat... Eu sunt om de sport, am făcut sport dar de și eu la fel, de la în mandatul trecut, la inițiativa mea, s-a înființat secția de atletism de la CSS.
pentru că am făcut atletism și m-am zbătut să aducem secția asta în Megidia și am avut posibilitatea asta. Deci nu se poate spune despre noi că nu ne dorim un club sportiv atâta timp cât l-ați înființat, cât ne-am zbătut pentru asta. Dar în momentul în care tu faci lucruri în afara legii, atunci eu care votez în Consiliu și vă spun, apropo de că el spune că nu, consilierul nu răspunde. Eu am fost chemată la DNA pe proiectul pe salubrizare. Da, și primul lucru pe care mi l-a spus procurorul în momentul acela, că eram și în calitate de consilier local chemată și executiv și legislativ. Da, că vedeți, dubla mea calitate care tot timpul mi-a creat probleme din punctul, uitați, cu incompatibilitatea. Și primul lucru pe care mi l-a spus a fost următorul lucru, că chiar mi-a pus o întrebare și am spus, doamne, nu mi-aduc aminte, nu stați să mă gândesc, că, na, și zic, în calitate de consilier, zice, da, în calitate de consilier, cum ați votat, de ce ați votat, sau de ce n-ați votat, și ce știți despre lucrul ăla, că sunteți și în executiv, și zice să nu încercați să ascundeți, pentru că dacă știți lucruri și le ascundeți, deveniți complice cu cei care le-au făcut. Și aveți obligația și atunci mi-a dat legea 78/2000, chiar am citit-o de nu știu câte ori, pentru că mă dau seama, n-a fost simplu să te duci acolo să dai cu subsemnat pentru niște lucruri pe care nu știi... Și nu le făcusei. Nu le făcusei, da. Bine, în calitate de martor am fost chemată, dar te duci acolo, trebuie să știi foarte clar ce ai făcut, când ai făcut și de ce ai făcut sau de ce n-ai făcut. Da, și pentru acest motiv am înțeles că atâta timp cât lucrezi în administrație locală, cât lucrezi cu bani publici, cât lucrezi în interesul public, trebuie să aperi interesul public așa cum te-ai angajat că o faci. Dacă nu, pleci și îți vezi de viața ta. Și atunci e altă poveste. Dar vă spun, toate lucrurile astea pe care vi le spun eu acum, o să vedeți, va veni timpul când acești oameni vor răspunde. Pentru că nu se poate. Nu se poate să cheltuiești bani la nesfârșit fără ca să cineva să-și ceară socoteală pentru ei. Curtea de conturi, când vine că se lăuda că Curtea de conturi n-a găsit nimic. Ba da, a găsit, pentru că am avut o discuție cu Curtea de conturi, mai ales că făcusem un grup de consiliere, am făcut sesizare. Curtea de conturi mi-a spus că au consemnat în procesul verbal, dar pentru anumite spețe vor veni altfel de controle, mult mai serioase, că și-au realizat că sunt probleme acolo, dar ei nu pot să facă verificarea întregii activități, ei fac prin sondaj și doar dacă constată că sunt nereguli pe anumite spețe, le transmit DNA-ului, pentru că au obligația pe lege sau altor instanțe profesionale, nu știu. Pentru că toți suntem la acest subiect, chiar vreau să vă întreb, am și notat, procesul cu GBI-ul care durează de atâția ani, ce s-a întâmplat? Eu știu că, la final? Deci tot din discuțiile, n-am intrat pe site să verific, da, și nici n-am avut acces la instanței. N-am avut acces la documente, pentru că v-am povestit, nu da. Avem acces, nu știm unii de alții, nu se comunică, nu există o ședință de lucru unde se discută pe probleme, cum și-ar închipui lumea, că toată lumea și închipuie că toți cei care suntem acolo știm tot ce se întâmplă. Eu știu că a fost pierdut. Așa cum spuneam, de altfel, dacă vă aduceți aminte, da, știu, în mandatul trecut, în momentul în care am participat la punctajul cu societatea, am venit la primărie și am spus fostului primar că banii ăștia îi vom plăti, pentru că erau servicii prestate, au fost și asumate. Servicii asumate. Asumate, nu da. Știu dacă au fost prestate, dar au fost asumate prin semnătură pe situații de lucrări, au fost procese primite facturi și nu au fost refuzate, nu au în fost termenul legal. În termenul legal. Toate sumele astea noi le vom plăti. Și așa s-a întâmplat. Eu știu lucrul ăsta, că noi am pierdut acest proces pentru că nu aveam cum să-l câștigăm. E o sumă mare, din câte mi-amintesc. N-aș vrea să o avansez pentru că nu o știu foarte bine. La vremea aia era 6 milioane și ceva, din câte știu eu, nu știu penalitățile. Adică 60 de miliarde. 60 de miliarde, nu știu penalitățile și celelalte mențiuni din
din hotărâre pentru că n-am avut acces la ele. Vom verifica și cu siguranță... Dacă nu verificăm noi, vor verifica alții, presupun că oricum dosarul încă există pe la... Știu că este mai ales dacă este în lucru la DNA, cu da, este pentru că a existat și acel ADIM, dacă vă aduceți aminte, asociație care rula bani și care dintr-o dată a dispărut, nu mai știe nimeni cum, a dispărut, din acel ADIM făceau parte mai multe primării, Megidia, Peștera, mai multe. Da, da, știu. Așa. Probabil că a dispărut acel ADIM, nu știu. Și gândiți-vă că un SRL dacă dispare așa, cam cum este. Da. Adică, da. Aș reveni un pic la societatea Consiliului Local, că tot așa a fost chinuită de ani de zile, da. Bacă, o desfințăm, a fost n-o desfințăm. Din a doua lună se dorea să o desfințeze, ghinion. Că am venit în administrație și mi-au dat această sarcină să monitorizez și am reușit să o aducem pe profit. Numai că dorința a fost dintotdeauna să se desfințeze, pentru că v-am spus, au fost niște interese. Eu am făcut plângere, apropo, ca să nu... Mi se pare corect. Pentru că atâta timp cât am fost acuzată că am făcut nu știu ce găuri și că aș fi achiziționat nu știu ce flori și nu știu ce minuni pe acolo, am făcut plângere să vină să ne verifice, că asta este singura soluție. Și cine e vinovat să răspundă. Dar știți că în luna decembrie a fost emis o factură de 8 milioane de lei plus TVA, da. Adică aproape 100 de miliarde de lei, iar la câteva zile în ianuarie, la începutul lunii ianuarie, acea factură a fost tornată. Da. Eu personal am întrebat pe primar la interviu dacă această sumă va acoperi și va rezolva problema Apollo Ecoterm. Bineînțeles că am primit un răspuns așa evaziv, că sunt chestiuni tehnice, că nu mă pricep, că deci foarte... Da. Am înțeles. Acum să înțeleg că din nou primăria este somată cu suma de 11 milioane de lei, adică 110 miliarde? Deci haideți să prezint foarte simplu. Gândiți-vă, avem s-au asfaltat niște drumuri, da? În valoare de 8 milioane și ceva, da? Deci e o valoare care trebuie să intre în valoarea mijlocului fix. Bineînțeles. Deci, în momentul în care constructorul a asfaltat, a facturat prestația către cel care se poate întreținerea drumurilor, care avea în administrare Apollo. Și automat Apollo, pentru că nu ei au realizat lucrarea, a facturat la primărie. Factura nu a fost primită. A fost primită factura de dirigenție de șantier. Și achitată. Acolo, și achitată, adică că era un interes, da, la dirigintele acela. Și nu, deci mi-asum treaba asta, pentru că trebuie să-mi spună de ce aia a achitat-o și a primit-o și pe asta nu. Da, ori toate, ori niciuna. Da. Și pe urmă, la controlul de care s-a făcut, da, de Curtea de Conturi și de ANAF, au lăsat măsură să factureze investiția, pentru că practic... Și din nou nu a acceptat. Și din nou nu a acceptat. Iar la 5 ani de la terminarea lucrărilor, au revenit cu factura și din nou au fost refuzați. Deși valoarea investiției trebuie să apară în mijlocul, deci strada respectivă, da, care a fost asfaltată, dacă este înregistrată în evidență cu leu și ai făcut o investiție pe ea, acum trebuie să o înregistrezi în contabilitate cu valoarea nouă, cu investiția respectivă. Da. La noi figurează. Deci se încalcă legea contabilității, dacă vreți, da, pentru că trebuie să arăți imaginea fidelă a activelor pe care le ai în patrimoniu, dar lucru cine, care nu se întâmplă. Cine se face vinovat de această situație? Cum adică să te joci de a factura, ia factura, nu vreau factura, că vorbim de zeci de miliarde, ăștia sunt bani publici aici, nu, da, ne jucăm. Deci, eu azi văzut mereu, spuneam, de doamna directorul economic, pentru că dânsa este directorul economic și trebuie să știe aceste lucruri, dar și primarul... Da, asta vreau să spun, doamna directorul economic nu are un șef? Adică și cu acordul primarul, șefului probabil că s-a făcut acest lucru. Da, probabil că așa cum știu eu că se întâmpla și în mandatul trecut și în mandatul ăsta, doamna Ivan, pentru că primarii în general
Nu stau să ia balanța, nu, nici nu sunt de meserie dacă doamna stau Ivana să negă. Este la al treilea primar? Este la al treilea primar. A reușit. Și în prag de pensionare? E în prag de pensionare, așteaptă probabil acum la sfârșitul lunii vine Curtea de Conturi și după ce trece Curtea de Conturi și reușește probabil să mai aranjeze câteva lucruri, își va ieși la pensie. Dar o anunț că la referitor la bugetul poliției locale, am consemnat în caietul de procese verbale și voi face și scris Curții de Conturi și, bineînțeles, voi lua aceleași măsuri care le-am luat și anterior. Pentru că am obligația să o fac. Chiar dacă ei au încercat să mă elimine și să nu fiu prezentă, voi fi prezentă. Păi în aceeași situație este și clubul sportiv, Medgidia. Aceeași situație. Unde Curtea de Conturi chiar a lăsat niște măsuri? Da, la controlul trecut. A lăsat măsuri, l-a consemnat în procesul verbal pe care noi nu l-am văzut, nu ni l-a pus la dispoziție. Ne-a pus la dispoziție un document foarte așa trecut fluviu prin el ca să nu își dea seama lumea despre ce este vorba și atât, dar la clubul sportiv vor fi probleme și o să vedeți că o să fie probleme și o să răspundă în special cei care care au semnat acele plăți, care au scos acei bani și nu i-au înregistrat la timpul potrivit, care au făcut acele balanțe, probabil că le-au făcut ulterior extraselor de cont, dar se pot verifica pentru că v-am spus, există control încrucișat și acel control încrucișat se va face. Pentru că este prea mare vulva. Și vreau să mai spun. Suma. Și e prea mare suma. Și vreau să spun așa acum, aici, să nu se înțeleagă că acest club nu va funcționa în continuare. Ba da, va funcționa. Dar toți ne dorim să funcționeze, din potrivă. Pentru că are alocată sumă în buget, va funcționa, dar va funcționa corect, legal, transparent. Toate cheltuielile trebuie să se cunoască, execuțiile bugetare să vină cu ele în Consiliul Local să le prezinte. Asta, despre asta vorbim. Nu poți să faci tu să cumperi mașini, dar nu treci prin Consiliu. Deci, de ce nu faci lucrul ăsta? Dar ce ai tu de ascuns de nu le aduci în Consiliu? De ce să nu facem lucrurile corect? La dar vedere. De ce să nu le facem? Eu nu înțeleg. De ce nu trebuie să le facem corect? Tot la clubul sportiv, mă rog, aici sunt multe probleme. Dacă vreți părerea mea personală, sunt multe. Aș întreba în acest moment cum funcționează cu doi membri în comitetul director. Da, și asta cum un membru al comitetului director ia salariu în calitate de membru în comitetul director și ia și salariu în calitate de manager la o secție de handbal. Atunci să vedeți incompatibilitate, adică, sau conflict de interese. Cum face treaba? Nu la mine, care mi-am făcut o sarcină de servici prin hotărâre de Consiliu și n-am luat niciun ban, ba din contră n-am mai fost nici la nicio ședință. La ei să-i vedem cum vor da explicații și să nu se bucure acum că mi se întâmplă mie. La mine e ușoară treaba. Eu mă voi întoarce și voi candida. Dar ei vor da cu subsemnatul și va fi greu acolo, să știți. Sau angajați. Și nu numai la ei. Angajați pe clubul sportiv, același angajat, ia și salariul de la DGDPP. Da, e o practică. Să ia din mai multe locuri. Da. Să lucreze 8 ore, dar lucrează nu știu cum. Deci, este angajat al clubului, dar aici lucrează pentru DGDPP și invers. Ați adică văzut la un SRL de rând, un SRL obișnuit cu 1-2 angajați, ITM-ul vine și arde cu amenzi de-i rupe. Să nu se întâmple ceva ei, cu vreunul și să nu fie la locul lui de muncă. Da, și să fie la alt loc de muncă, da, care nu este consemnat. Păi nu, văd că se tratează cu atâta superficialitate și cu atâta ușurință lucrurile astea, toate până se întâmplă. Toate până ferească Dumnezeu pentru omul care ar fi în cauză. Oamenii au început să vorbească, mulți dintre ei au fost dați afară, cum de curând a fost dată afară o doamnă. Da, știu. De la clubul sportiv. Am auzit care lucra, și deci angajata clubului sportiv și lucra la sala Dan Spătaru. Da, vedeți? Deci nu e o noutate, că nu este singura. Sunt foarte mulți în această situație. Sunt foarte mulți angajați care nu vin la muncă, vreau să vă spun. Sunt oameni care când vin la muncă semnează condica pentru 2 săptămâni în urmă. Da. Sunt, și eu spun lucrul ăsta având martori
pentru acest fapt. Să nu vină ulterior primarul să spună că mint, pentru că voi aduce martori. Martori care își asumă lucrul ăsta. Și dacă nici n-am nevoie să îi aduc în fața publicului, vor fi acolo unde trebuie. Adică nu poți pe unii să-i dai afară, deși ți-au lucrat la proiecte și au muncit pe brânci ca să realizeze aceste proiecte, pentru că nu ai făcut tu singur, nu tu realizezi tot ce se întâmplă în orașul ăsta, tu ai o echipă în spate care muncește de rupe și când constați că acel om vine și îți spune că nu e regulă să prelungim un contract sau nu e regulă să nu calculăm penalități, tu să-l dai afară sau să-i faci caracterizare falsă ca să-l dai afară, iar pe altul să-l ții toată ziua să nu facă nimic sau să nu vină la muncă. Sau să îi ții doar așa de fason, așa că arată într-un anumit fel, mă gândesc, nu știu. Păi deci lucrurile astea, să nu creadă că dacă lumea tace, nu se știu lucrurile că se întâmplă. Sau nu știe cineva că lucrurile astea se întâmplă. Și nu că, deci, vai, mi-a făcut plângeri. Ce? De ce e atâta plângăceală cu plângerile astea? De ce? Dacă ești nevinovat, stai liniștit, fără frică. Exact. De ce să ne... am făcut plângeri pentru că am vrut să mă apăr eu. Ați fost acuzată, să mă apăr și să demonstrez. Adică de ce să răspund eu pe urmă? Pentru ce să răspund? Că eu, de ce să răspund? Că ați luat flori de 80 de miliarde? Nu știu, 20 de miliarde, parcă. Da, cât era bugetul. Deci, ascultați-mă, bugetul spațiilor verzi în fiecare an e în jur de 2 milioane jumate. Tot, adică da, să cosești, să gardi viu, să întreții spații, să iei flori, să întreții, mă rog, toate lucrările. Și să tai, să fasonezi copaci, să tai, să, da, mă rog, toate activitățile astea pentru un an întreg înseamnă 2 milioane de lei, 2 milioane jumate. Și el îmi spunea că eu am luat flori de 2 milioane. Păi cum să le iau eu dacă eu nu semnez niciun ordin de plată și cum aș fi făcut? Dar tu de ce ai semnat? Tu când ai semnat să iau eu lucrurile astea, tu de ce ai acceptat așa ceva? Da. Dacă aș fi făcut eu lucrul ăla. Și tot legat de Apollo, aș fi vrut să vorbim pentru că a fost o discuție pe Facebook, un fost primar m-a atenționat în mod public că s-au luat de acolo niște mașini care au fost achiziționate pe fonduri FARE, da. Mașinile cu care s-a făcut salubrizare prin CBI, cele patru mașini. Cine le-a luat? Deci acele mașini au fost luate într-o seară de directorul clubului sportiv. Pe ce căuta directorul clubului sportiv? Mă rog, este omul de încredere al primarului, omul de bază al primarului, omul bun la toate. Au fost luate, după care eu chiar am cerut și am spus, domne, vreau proces verbal semnat de primar, pentru că aceste bunuri nu vreau, ele când au fost preluate de la GBI, eu am participat în comisia de preluare și eu nu vreau să mi se impute cumva vreodată că acele bunuri nu mai există. Nu mai există. Cum de altfel, apropo, că le amețim poate, dar sunt importante de spus, ați văzut că se tot discută în public situația câinilor fără stăpân. Da, e un subiect extrem de sensibil. Extrem de pe important. Pe care primarul l-a scăpat de sub control, da. Nu l-a gestionat corect, da. Ani de zile. Da, mi l-a pus mie în cârcă, deși eu nu aveam aparat în subordine și tot timpul trebuia să mă rog de fiecare om, haideți, când aveți timp să ne ocupăm de treaba aia și așa mai departe, în fine. Ce spune legislația privind gestionarea câinilor comunitari? Primăria este obligată să aibă un adăpost. Da, așa este. Eu am mers la mai multe primării care au adăposturi, care funcționează, gestionează activitatea aceasta. Și i-am prezentat primarului și i-am spus, uitați, ne trebuie un teren unde putem să facem un adăpost. Am vorbit la direcțiile care ne controlau
Și am vorbit cu oamenii care ar fi venit în control să ne dea aviz de funcționare și mi-au spus ce condiții trebuie să îndeplinim. Am găsit un teren în pepinieră, care pepinieră, în paranteză să fie spus, nu știu dacă ați fost în ultima perioadă, s-a înjumătățit. Dacă, păi, vă rog să mergeți să filmați, să vedeți că este jumătate din suprafața care a fost. Chiar am rămas și eu puțin așa uimită când am fost ultima dată când au ars gunoaiele, să văd că jumătate din o parte, o bună bucată din pepinieră nu mai există. E în, nu știu cine o folosește. Am prejmuit-o cineva? Aceea luată pe aviz de grădină? Și pe aceea pe aviz de grădină, dar am văzut că și în afara avizului de grădină, care și ăla e discutabil, mai este o bucată deja acum folosită. Adică încet, încet ne întindem și luăm tot. Pe de altă parte, era o bucată de teren unde am fi putut să facem un adăpost pentru câini. Acolo erau niște suporți metalici luați cândva pentru un anumit proiect, dar care nu a mai funcționat, și pe acei suporți metalici am făcut un deviz să facem un adăpost, ne-ar fi costat foarte puțin, după care puteam să delegăm această activitate către o asociație, o fundație și așa mai departe. Dar prima obligația noastră era să facem. Au dispărut și acei suporți care au fost foarte greu amenajați acolo. Nu știu cum au reușit să se fure acei suporți metalici. Dar pe de altă parte mi s-a spus că acel teren nu poate fi folosit. Am vorbit la OCPI, urma directoarea de la DGDPP să sune, să facă corespondență, nu se putea acolo. A venit un alt consilier cu o propunere pentru un teren în apropiere, dar era un teren privat care avea și el niște probleme litigioase și nu, exact când am constatat că nu se poate, juristul care lucrase a fost și el dat afară, deci iar ne-am blocat, juristul din primărie. Juristul primărie, da. Și la un moment dat am avut o întâlnire cu iubitorii de animale. Bineînțeles că eu eram cea care trebuia să rezolv problema și am spus, domnule, în orașul ăsta mare de 9 km pătrați sau 90, nici nu mai știu câți, că îmi curc și cifrele acum, dar nu contează, nu se găsește un teren unde să putem să facem un adăpost. Atunci una din persoanele dintre iubitorii de animale a spus că domnul Păun, consilierul local, ar fi spus în ședința de consiliu că există un teren, el fiind și directorul de GDPP în mandatele trecute, unde am putea să construim acel adăpost. Ne-am dus, am verificat, într-adevăr exista, și acum se lucrează la materiale pentru a putea să fac acolo un adăpost. Problema este următoarea. De ce nu ai spus de la bun început că există un teren și să conlucrăm toată echipa să mergem să facem acel proiect în timp util, astfel încât să nu creăm disconfort cetățenilor și să nu dăm vina pe oamenii nevinovați, că el nu are nicio vină, nu, viceprimărița a spus, s-a angajat în consiliu că rezolvă problema. Păi da, se poate rezolva problema, numai că trebuie să ai ajutorul în primul rând al primarului, trebuie, și implicarea lui și a aparatului care se află în subordine a lui. Trebuie tratată, da, această chestiune trebuie tratată cu celeritate, pentru că știți, sunt mari probleme. Dânsul vrea doar să aibă laude, dânsul doar să spună că a făcut ce, adică, n-a făcut. Adică să înțeleagă ce e mai greu, direcționează și ceea ce nu s-a făcut este vinovat oricine altcineva, numai dânsul nu. Și încă ceva, îi place să se laude cu lucruri și pentru, cu care nu, pentru care nu are niciun merit, și aș vrea să spun lucrul ăsta pentru că nu este corect să nu-l spun. Vă rog. De exemplu, proiectul ambulatoriul. Da. Ambulatoriul este realizat de o agenția turcă, a statului turc. Știți, guvernul turc alocă o parte din bugetul său național către comunitățile din lume, unde, da, au mai mulți cetățeni, mai mulți etnici turci. Își doresc ei să ajute la dezvoltarea etniilor lor din țările respective. Așa, agenția aceasta, TICA, ne-a ales pe noi, pentru că în Megidia există o comunitate, sigur, importantă de musulmani. Musulmani,
Și ne-a ales pe noi, în mandatul trecut, să ne reabiliteze grădinița Ataturk. De asemenea, să avem acest colegiu chemat la Ataturk, finanțat în parte și de statul turc, și să reabiliteze ambulatoriu care era lăsat în dezastru de foștii administrator public și primar al Megidiei, care întâmplător tot PNL sunt, că tot le place lor să zică că PSD-ul a condus și a făcut și adres. Nu, Megidia, din totdeauna, PSD-ul n-a avut niciodată primar. Niciodată primar PSD. Adică cel care are bani în mână și direcționează degeaba într-un buget, noi votăm bugetul, dar ordinea în care se cheltuiesc banii stabilește primarul. Nu. Aparatul e în subordinea sa și face ceea ce spune primarul. Niciun caz nu face ceea ce spune Consiliul Local. Ați văzut că de multe ori nici nu ne dă relații pe anumite proiecte. Revenind la TICA, protocolul a fost semnat în 2016. Deci protocolul a fost... Directorul era Sterebușul. Da, nu, primul protocol a fost semnat în mandatul trecut, în mandatul domnului Iordache, cu domnul Bușu. Există o înregistrare, dacă o căutați, în mandatul trecut. Întrucât în Turcia s-au întâmplat niște lucruri, dacă vă aduceți aminte, ei au oprit atunci perioada de finanțare. Și au venit în 2016, au semnat din nou protocolul, după care iar au avut un blocaj de dânsi, știu, nu știu ce s-a întâmplat, și s-a semnat a treia oară protocolul. Deci protocolul ăsta a fost semnat de trei ori, ca să ne înțelegem. Care este meritul actualului primar? Nu este niciunul dintre nici primarii, nici Iordache, nici domnul Iordache, nici domnul Vrabie, dar nici eu nu am vreun merit. Meritul pentru această investiție pot să spun că revine etnicilor musulmani din Megidia. Da, pentru că noi avem o comunitate mare de musulmani și statul turc îi ajută prin diverse proiecte să dezvolte, ați văzut și la Direcția Județeană de Gestionare de Asistență Socială, acum se lucrează pentru un adăpost. La Mangalia au făcut de asemenea o reabilitare. Deci oamenii ăștia acolo unde... De fapt, agenția finanțează acolo unde au etnici. Eu am văzut și în alte țări investiții făcute de TICA, numai departe, Serbia, la Belgrad. Da. Există o clădire realizată de asociația TICA. Da. Pentru că acolo a murit un sultan și, mă rog, în memoria sultanului a fost tot chestia. Și vă dați seama, Megidia, cu atât mai mult că poartă numele unui sultan turc, știu că, nu știu, un procent de 10% sau poate greșesc, 2%, 5%, nu știu, din bugetul statului turc merge la această agenție care dezvoltă proiecte acolo unde și susține comunități unde au... Dar care este, că aici n-am înțeles, a făcut inaugurare. Foarte bine, felicitări, este extraordinar. Dar am inaugurat ce? O clădire nefuncțională, nedotată? Probabil că a fost o inaugurare a clădirii, urmează să facă și dotările, nu știu. Eu am interpretat-o, acum nu vreau să... Până la urmă, bine că au făcut-o, le mulțumim adică au inaugurat ce, pereții? Da, a fost, probabil că, nici nu știu, eu am fost la un moment dat, ați văzut, în septembrie, a venit doamna ambasador și am vizitat din nou ambulatoriu să vadă stadiul lucrărilor. Au considerat că e un... Oricum, să puncteze un eveniment. Trebuia inaugurat anul trecut în august, dacă nu mă înșel. Da. Chiar nu cunosc în amănunt graficul de lucrări al lor, pentru că ei au avut constructorul lor, din câte știu. Da. Noi am pus la dispoziție clădirea. Au fost ceva probleme financiare, pensiuni, discuții. Dar asta vreau să spun. Să nu ne lăudăm cu ceea ce nu ne aparține, că nu este corect și nu este și nici creștinește, dacă vreți, și nici omenește. Să te lauzi cu lucruri pe care nu le faci și nu ți aparțin și să faci atâta pompă, iar acolo unde știi că ar fi trebuit să faci, n-ai făcut din cauza că nu te-ai implicat și că n-ai lăsat nici pe alții să o facă. Păi cu ce altceva credeți că ar putea să se laude?
Păi, n-ați văzut tot timpul spune că a adus 100 de milioane finanțări, nu? Dar vedeți că care din acele 100 de milioane doar parte sunt făcute. Să sperăm că se termină cel puțin asfaltarea care este acum prin proiectul ăla transfrontalier în zona de est și în zona Veseuri, măcar ăla să-l putem să-l terminăm în mandatul ăsta. Toate proiectele sunt în acest moment blocate. Creșa de vis-a-vis a fost atribuită unei societăți fără niciun angajat. Iată. Și iată rezultatul. Iată rezultatul. Spitalul, acea investiție de 3,5 milioane de euro. Spun eu, la spital este doar 1% realizat, deci probabil numai studiu de fezabilitate. Păi vă spun eu, constructorul, la fel, o societate fără niciun angajat, caută cu disperare subcontractori, da, pentru că nu are cine să-i facă lucrarea. Veți vedea așa acolo ce se va întâmpla. Da, păi... Grădinițele, cele în execuție, care știți că acolo e de domeniul penalului ce s-a întâmplat. Da, da. Cu pentru că listele de cantități, cu antetul ofertantului, da, 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 deci da, da. Acolo e poveste și întreagă. Probabil că nu mă mir ca acest control al, al corpului de control al guvernului să fi venit, pentru că chiar este posibil. Vreau să vă spun că întrebările au fost cu precădere pe aceste grădinițe. Pe aceste trei grădinițe care sunt în execuție. De fapt, și pe asfaltare, dar pe aceste trei grădinițe au pus mai multe întrebări. Pentru că mai există un pachet de alte grădinițe, care, mă rog, este vorba și despre colegiul Atatürk și grădinița de la da. Valea Daciul, care, deși au fost semnate contractele, încă nici nu au demarat lucrările. Dacă vreți, vă spun la fiecare în parte. Nu, dar le știu. Deci, da. Nu mai este timp în mandatul ăsta să se realizeze. Probabil că va trebui cei care vor veni în mandatul următor să se concentreze să facă ceva, că e păcat de banii care s-au obținut și nu n-au putut fi implementate proiectele. Ați văzut... pe teren, pe rețeaua de socializare, ați văzut că doreii de la Medgidia nu au încetat să apară? Am văzut. Ați văzut acele indicatoare? Am văzut, da, am văzut. Deci și nu știu cine a gândit e atât de și cine le-a montat. Că știți, de multe ori oamenii mă întreabă. Ne umplem de rușine. Adică vă spun că mă întrebau, mi-era atât de greu să răspund oamenilor. Ce să le spun eu oamenilor? Că ei știau că sunt viceprimarul Medgidiei, adică dacă nu e primarul, e viceprimarul, lucru total fals, pentru că nu mai e primarul, restul lumii nu mai există în primărie decât primarul și restul lumii suntem slugile credincioase sau necredincioase, depinde cum ne cataloghează. De multe ori mă întrebau oamenii, trotuarele, care știți cum... Unele au fost lățite în zone în care chiar nu era nevoie să se lățească trotuarele și străzile îngustate să nu poți să treci o mașină pe lângă alta. În alte zone n-au trotuarele... Deci ce să stratul mai vorbim? Final, stratul final. Astea, părțile tehnice le-a prezentat și colegul meu care a fost... manager de proiect și probabil că s-a înțeles mai bine. Da. Existau foarte mari probleme pe rețeaua de canalizare pentru că acest constructor în momentul în care a pus stratul de piatră a acoperit toate căminele cu piatră. Iar când se producea o refulare sau o colmatare la canalizări, refulau în curțile oamenilor și se crea un disconfort și o supărare din partea oamenilor și atunci interveneam cu colegii de la proiecte, cu Apollo, cu constructorul care nu răspundea la telefon și nu venea să rezolve problema. Căutam tot felul de soluții, curaja ca să facă să nu intre omului toată mizeria în curte. Vă dați seama ce situație. Și noi ne-am lovit direct. Iar chiar dânsul... ați intervenit de vreo 2-3 ori. Da. La fel, căminul din Siretul a fost bine. Colmatat. Lucrurile astea oamenii nu le știu, dar se întâmplă. Și probabil că nici primarul nu le știe de multe ori, pentru că oamenii nu mai merg la dânsul să... Uitați, vă spun și zilele astea, cu toate că eu nu mai sunt viceprimar în funcție deocamdată. Mă sună și îmi spun de anumite situații și încep să sun, să intervin, să fac, să-i ajut, pentru că până la urmă
asta este situația, nu am creat-o eu și trebuie să ajutăm atâta timp cât ești în slujba cetățeanului. Dar v-am spus, situația este mult mai gravă decât o putem noi prezenta într-o oră sau două. Sper ca într-o bună zi lucrurile să se vadă în mod real și să înțeleagă toată lumea că Megidia, primăria și situația Megidiei nu merge într-o direcție bună așa cum se prezintă mediatic, că ați văzut că le împachetăm foarte frumos, dar în spatele acelui pachet nu este nimic, absolut nimic. Ați văzut cum se comandă articolele? Am văzut, dar știți, mă abțin, că eu n-aș vrea, eu într-un fel înțeleg și presa care trebuie să trăiască din ceva și asta este, problema nu este a presei, problema este a celui care încearcă să mintă cetățenii. Da, pe colegii până la urmă, da. Ce vină ei? Problema este a celui care minte oamenii și acești oameni sunt mințiți și o să vedeți că lucrul ăsta și înregistrarea va rămâne și o să vedeți că peste un an, peste doi, oamenii îmi vor da dreptate. Sunt convins că așa va fi. Da. Da. Deci asta cu indicatoarele, deci nu-mi iese din cap. Deci m-am amuzat chiar și astăzi, am trecut cu mașina prin zona de nord a orașului. Probabil cineva trebuia să încaseze deci niște bani pe aceste indicatoare. Deci am avut senzația că au fost montate de cineva știți, care nu are nicio când treabă se apropie campania circulația. Electorală, vă dați seama că se fac tot felul de lucrări ca să poți să susții o campanie falsă. O campanie mincinoasă. Mincinoasă. Cum au fost și altele. Da. Da. Aș vrea să atingem un pic subiectul cu tot timpul încă. Mai avem 5 minute la dispoziție și trebuie să fructificăm. Știți de acel proces pe care primăria l-a pierdut cu Asociația Elevilor Constanțeni, cu AECU? Da, am auzit. De copii, acei copii minunați au câștigat în instanță. Da. Atât cu primăria Megidia, cât și cu alte OAT-uri din județ. Da, am auzit lucrul ăsta, nu știu foarte multe amănunte pentru că n-am deja mandatul. Păi ar fi trebuit să asigure conform legii burse de merit, elevilor meritoși. Ar fi trebuit conform statutului votat de noi. Știți că și în ședința de Consiliu eu am făcut niște remarci privind modul în care au fost repartizați banii pe categorii de cheltuieli și vreau să vă spun că aici a intervenit și această nemulțumire legată de aspectul ăsta pentru că, de exemplu, atâta timp cât la cultură, recreere, probabil că acolo or intra și bursele, mă gândesc. Ai alocat 7,4 milioane de lei, la asistență socială 0,6 milioane, adică o discrepanță foarte mare în condițiile în care bine, mă gândesc că poate le-a alocat în suma asta, nu știm, dacă nu știm ce fiecare sumă cum a fost ce se compune, din ce se compune, nu știu ce să zic acum, n-aș vrea să dau o informație falsă. Sper ca să le dea bursele din sumele alocate, care destule bani sunt alocați. Vreau să vă spun că bugetul de stat a subvenționat anul ăsta în mod special din fondul de rezervă al statului aproape 30 de milioane de lei pentru că la Megidia se alocă o sumă pe o formulă și se ține cont și de nivelul de trai, de valoarea impozitelor pe care le ai prinse în masa de impozitare, unde știți că și aici e o mare problemă. Niciodată masa de impozitare nu reflectă realitatea, lucru pe care l-a constatat și Curtea de Conturi, a consemnat că în evidențele contabile nu sunt înregistrate 12 milioane de lei impozite și taxe. În baza acestui fapt, eu cred că pe formula aceea pe care se primesc bani de la bugetul de stat, a putut să obțină bani în această perioadă. Pe niște artificii de genul ăsta pe care probabil cineva, cumva, la un moment dat le va sesiza. Da, nu este rușinos așa ca fiind dita mai bărbatul să te bată niște copii în instanță? Sau nu este mai frustrant peste o perioadă de timp să te bată o femeie?
Păi, pentru dânsul, știți, dânsul are așa un orgoliu și o mândrie excesivă că orice spui în contradictoriu ți se întoarce așa ca o mizerie de neexplicat. Deci nu suportă să fie contrazis, probabil că nu... Eu mă gândesc că așa cum... Știu eu că va proceda în perioada următoare, fiind și campanie electorală, va aduce acești tineri și va premia cu multă pompă. Cu mult fast. Cu mult fast. Mă aștept să fie o campanie a bunului simț, în primul rând. Vă așteptați, aveți așteptări mult prea mari. Eu prevăd ce fel de campanie va fi, atâta timp cât ai fost în stare să pui oameni să... Și de multe ori spune, nu e adevărat, eu nu știu nimic. Dar oamenii ăia n-au venit întâmplător, au venit în urma discuțiilor pe care tu le porți într-un anumit cadru despre toți adversarii tăi. Când îi pui să urle, să-ți țipe la geam sau îi trimiți să ia pământ cu piatră să-ți dea colete care nu știu ce semnificație au. Sau când îi minți că din cauza mea, de exemplu, nu a fost autorizat stadionul. Lucru chiar nici nu știam, m-am trezit cu telefoane de la cetățeni care erau foarte supărați pe mine că eu am trimis jandarmeria să nu dea aviz sau autorizație de funcționare la stadion. Adică minciunile astea, într-o bună zi, ți se vor întoarce, ca un bumerang. Așa este. Pentru că oamenii vor realiza la un moment dat, minți odată, minți de două, minți de nouă, dar nu poți să nu trăiești să doar minți, cu minciună, să te hrănești la minciună. Da, lucrurile trebuie să iasă la iveală, nu se poate. Da, doamna Brădescu, sunt din ce am discutat și pe parcursul emisiunii, dar mai sunt și alte hotărâri de Consiliul Local, deși au fost aprobate în plenul Consiliului Local, nu au fost puse în aplicare de primarul Valentin Vrabie. Nu este oare un abuz în serviciu? Da, este un abuz în serviciu pe latură penală, presupun. Nu cunosc partea asta de drept, dar el se folosește de faptul că așa am constatat că pentru acest lucru sunt sancțiuni, sunt contravenții, nu sunt, deci nu sunt infracțiuni. Și probabil că, ce zice, îmi plătesc amenda și de ce să știe lumea ce... Adică fac ce vreau, da. Înțelegeți? Fac pentru ce că vreau și când vreau și cum și vreau. Cum vreau, da. Că nu plătesc din buzunarul meu, plătesc din... Din banii oamenilor, ai cetățenilor. De ce să fac eu ce spun alții? Pentru că tot suntem la capitolul plății din banii cetățenilor, cu tot respectul pentru doamne și domnișoare, vreau să discutăm așa foarte pe scurt de evenimentul 8 martie, prin care primarul Vrabie a plătit pentru aproximativ 1000 de doamne și domnișoare. 1100. Da? 1100, da? Aș vrea să întreb eu, în calitate de cetățean, cu tot respectul, repet, pentru doamne și domnișoare. De ce au beneficiat doar 1100 de doamne și domnișoare și restul de doamne și domnișoare din Megidia nu au beneficiat de nimic? Sau care a fost criteriul? Pe ce criteriu s-a făcut această selecție? Adică, mi se pare, știți cum, să cheltuie atâția bani, să cumpăr, practic, voturi, mulțumesc cu 1100 de doamne și domnișoare, dar ne mulțumesc probabil 15.000 de doamne. Eu ce pot să spun legat de acest lucru, și eu am auzit că s-a creat, s-a da, făcut acest eveniment vorbește pentru 1100 de persoane. Aproape toate restaurantele din Egipt au fost ocupate pentru evenimentul ăsta. Acum, ce să vă spun, normal, orice eveniment care este organizat trebuie să fie aprobat, știți că există o lege. Dacă vă aduceți aminte că am mers să vorbim pentru festivalul de dans Pătaru, să-l organizăm, și ni s-a invocat această lege și că nu putem decât la început de an să propunem, solicităm acest fapt, pentru că trebuie să se treacă prin Consiliu, prin buget și să se respecte legea 322 sau nu știu, nu rețin bine numărul, dar toate evenimentele se organizează în baza unei legi. Ați văzut acum așa ceva spre aprobare în Consiliul Local? Nu știu, pentru că n-am mai avut timp să verific, dar
Probabil că acum Curtea de Conturi, dacă va verifica... Sau cealaltă cheltuială... Sau poate nu s-au înregistrat cheltuielile încă, pentru că știți cum face dânsul. Da, se facturează mai se... încolo și cu banii da. Tot mai încolo, sau da, poate da, spre da. Deloc. Deci se fac evenimentele sau se fac lucrările și o parte o facturează acum, o parte peste jumătate de an da, și se pierd lucrurile astea. Ei, nu se pierd, e doar o falsă impresie că se pierd, dar nu se pierd deloc. La fel am fost surprins și cu acea cheltuială de 10 miliarde plus TVA pentru mese. 10 miliarde pentru mese. Da. Adică acolo am văzut beneficiari câteva mii de persoane. Da, nu știu ce mese sunt astea, dar nu mă surprinde. Am toată documentația. Nu mă surprinde că v-am spus din bugetul care este alocat în fiecare an, cea mai mare parte este alocată pe consum, pe partea de servicii publice, pentru că ești obligat să faci, să menții iluminatul, deși la iluminat noi n-am avut mentenanță, contract de mentenanță în anii ăștia, dar mă rog. Ești obligat să asiguri salubrizare, siguranța cetățeanului, întreținerea spațiilor verzi, iluminat public și toate celelalte, dar totodată restul s-au cheltuit, s-au consumat. Da. Cum se consumă, nu știm. Pentru că uitați-vă la noi în mandatul trecut, de exemplu, în fiecare an, până în momentul în care realizezi asfaltări și proiecte mari, cum spunea dânsul, că așteaptă să facă canalizări sau gaz, rețea de gaze, până atunci tu trebuie să asiguri un minim confort cetățeanului din zona Valea Dacilor și Remus, unde nici măcar o împietruire sau o așezare a celor drumuri. Dar se lucra în alți ani. În alți ani, în fiecare an, amenajam da. Lucrul ăsta, pentru că trebuie omul totuși să nu meargă prin noroaie într-un clar, municipiu evident. În anul 2020. Am văzut că a venit acum cu documentație tehnico-economică, că va introduce gaze și că probabil va fi în zonele acelea, vorbesc, și că probabil acum se va scuza de acest lucru, că n-a putut pentru că așteaptă să intru păi și făcut-o, dacă ați observat. Da, am văzut. Adică nu calci 4 ani de zile în Valea Dacilor și Remus Opreanu și le spui oamenilor că ai venit, dar n-au văzut ei. Da. Și apoi spui că ce să caut acolo, eu am treabă, eu lucrez la proiecte. V-am spus tot timpul minte, eu i-am spus și dumnealui, cred că cu 2-3 săptămâni înainte, că de-abia aștept să se termine acest mandat și că nu vreau să mai am de-a face cu dumnealui în viața vieților mele. Așa i-am spus, că întotdeauna umilește și jignește, nu așteaptă să poarte un dialog, să aibă o explicație, ascultă la ce îi spun cei din jurul lui, oportuniștii aceia care au tot interesul să-l inducă în eroare, pentru că v-am spus de ce, țin cu dinții de ceea ce au obținut. Păi sunt aceiași care în 2016 îl puleau, îl înjurau și îl umileau da. Și îl... Nu vreți să știți în câte da, feluri știu, îl catalogau. Deci cunosc mai bine poate decât multă lume, dar aproape că nici nu mai are sens să mai vorbim despre subiectul ăsta, pentru că oricum nu vom reuși noi să-l convingem pe domnul primar da. În ultima lună de mandat că nu a făcut bine ce a făcut cu acești oameni și că ne-au creat tuturor niște probleme foarte mari. Doamna, vedeți, cu timpul a zburat, așa cum ați observat, rapid. E foarte multe subiecte dezbătute, încă mai sunt multe de discutat. Le vom discuta în alte emisiuni da. Viitoare. Așa, pe scurt, despre practică, ăsta a fost și unul dintre motivele principale pentru care ne-am întâlnit astăzi, să discutăm și să-i liniștim pe cei da. Care vă poartă de grijă. Da, exact. Ce se va întâmpla în viitor apropiat, deci, vis-a-vis de potențialul noastră, sau certitudine că veți candida la primăria da, municipiului Măgiria. Vreau să vă spun că, în primul rând, și acum și până la momentul în care voi candida, pentru că voi candida pentru funcția de primar, și de data aceasta chiar sunt hotărâtă să dau totul ca să câștig, ca să conving oamenii că pot să fac lucruri bune pentru orașul ăsta și pentru că știu
ce trebuie făcut și așa cum am spus și în mandatul trecut, cunosc realitățile și știu ce trebuie făcut din secunda 1. Vreau să vă spun că întotdeauna voi fi în slujba cetățeanului, întotdeauna voi apăra interesul public, indiferent de cât de mult voi fi lovită, jignită, umilită, ce lucruri false se vor spune despre mine, indiferent cât de multe lucrături se fac și dovadă și acest ordin, voi merge până la capăt, pentru că întotdeauna mi-am făcut datoria așa cum s-a putut în condițiile și am dat tot ce am putut și pentru că am dreptate, pentru că știu ce trebuie făcut și pentru că niciodată n-am făcut ceva pentru mine personal din această activitate. Da, astea sunt lucruri care se văd cu ochiul și liber. Și asigur că voi merge până la capăt și voi merge numai cu gândul că sunt în slujba lor, a cetățenilor, al oamenilor. Să vă ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, ne-am apropiat de finalul emisiunii. Aș vrea să închem, dar nu înainte de a acorda drept la replică persoanelor care și-au auzit numele, care se simt lezate și pe care le invităm, bineînțeles, în acest platou. Vă promit că o vom mai invita pe doamna Luminița Vlădescu. Sunt multe de spus. Pentru că sunt multe subiecte care încă nu au fost atinse, sunt foarte multe lucruri de discutat, multe lucruri pe care dumneavoastră trebuie să le știți, trebuie să le aflați. Dar asta într-o emisiune viitoare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim frumos pentru atenție, sunt Sorin Radu și vă doresc o noapte enervant de liniștită. La revedere! La revedere!